Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Democrației Acasă, domnul Vasile Costiuc. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Doamne ajută, mulțumim pentru invitație. Noi, dacă suntem mai mulți din opoziție, stăm în rând să ajungem la domnul Gonța în emisiune, că e unica televiziune. Restul ori o căzut, cum spune Mișa Ghimpu, la plintus, ori o dispărut cu totul, că le-o interzis. De asta așteptăm și noi în rând să ne vorbim despre actualitate. Trecem la subiect. Deodată eu am văzut la dumneavoastră pe pagină că acum, la începutul lui aprilie, ați avut ședința Consiliului Politic Național. Da. În cadrul căruia au fost supuse analize rezultatele anului trecut și ați discutat eventuale implicări ale Partidului Democrației Acasă în cadrul scrutinului din 2024 anul ăsta. Și anul viitor, spuneți dumneavoastră, cei cu 23 deja este clar. Da, vreo decizie concretă pentru scrutinul din 24? Știți, domnule Gonța, eu m-am bucurat și pe această cale am să le mulțumesc colegilor care au rămas verticali și care n-au oscilat între presiunile și momeala guvernării, pentru că foarte mulți dintre celelalte partide, am văzut, au pierdut în jumătate primare care au aderat în corpuri la Partidul de Guvernare. Eu vreau să vă spun că noi am întărit echipa Partidului Democrației Acasă. Mai am doi vicepreședinți pe lângă cei nou care erau. Unul, Serafim Florea de la Colibaș, care e stabilit la Londra și care va răspunde de diasporă în Republica Moldova și peste hotarele ei, pentru că are și studii foarte bune la Londra și e stabilit la Londra. Și un al doilea este Victor Pogolșa, care până nu de mult a activat în vama noastră națională și cunoaște foarte multe dedesubturi. Și i-am încredințat în numele echipei să ne reprezinte ca vicepreședinte pe dimensiunea Transnistria, reintegrare, pentru că e din Transnistria și vă recomand cu prima ocazie să vorbiți cu dumneavoastră, să vedeți câte lucruri o să aflați interesante. Am văzut și am recapitulat cine avem în câte raioane. Le-am prezentat încă colegilor noștri, care avem în undeva 15 raioane, avem organizații teritoriale, noi nu le înflorim, noi spunem așa cum este. Avem câteva raioane pe care le-am poziționat, repoziționat cu lideri foarte hotărâți să lucreze și care au potențial și care au ce pierde, nu ca generația asta Aldi Rucsac care își iau mâine torba și au plecat. Și îi salut pe această cale și am promis că voi merge să facem recapitulare în toate raioanele. Cel mai important a fost discuțiile despre referendum și prezidențiale. Eu nu m-am așteptat la atâta înverșunare din cadrul echipei. O parte din colegi sunt categoric să mergem la alegerile prezidențiale, pentru că dacă nu ne implicăm, suntem lipsi de pe arena politică și o să discute oricare alții, dar lipsa vizibilității în acest scrutin electoral, care este unul important în vederea participării la alegerile parlamentare. Și o parte care au spus că nu, că noi înțelegeți că dacă ne implicăm o să fim învinuiți că am făcut să piardă partidele de dreapta, că și așa sunt dispersate, că și așa sunt vai de fundul lor. Și atunci am încercat să înțelegem care ar fi implicarea la nivel de prezidențiale și la referendum. Cum poți să nu te implici la prezidențiale, dar să susții un referendum? Și cum poți să nu susții un referendum? Și care ar fi consecințele pentru noi? Pentru că astea sunt discuțiile politice. Am avut discuții controversate, n-am luat o decizie. O să mergem să ne consultăm în continuare cu cei din raioane. Dar la referendum am să reiterez poziția partidului și încă o dată, și încă o dată am spus-o de nenumărate ori. Cei ce a făcut actuala guvernare prin stabilirea acestui referendum este o sinucidere curată pentru toate partidele de dreapta și ei merg pe varianta ne prăbușăm noi, să prăbușesc toți și lăsăm integrarea europeană pe sâmbăta viitoare sau pe următorii 10 ani și dăm Republica Moldova înapoi pe mâna celor de stânga. Cam asta e. Eu sunt sigur și apelul meu încă o dată din numele colegilor este către actuala guvernare, cât încă nu este târziu, să renunțe la acest orgoliu și la această prostie, pentru că riscul de a nu trece acest referendum, și sper să ajungem să comunicăm ceea ce am reușit să comunicăm cu cei care ne-au prezentat sondaj, riscul să nu treacă referendumul este unul enorm. Iar implicarea noastră ca partid extraparlamentar, pe care actuala guvernare tot ne împinge, că voi trebuie să susțineți. Întrebarea mea, cu ce să vă susținem? Noi nu avem acele 30 de milioane pe care le aveți voi ca bani de la buget. Noi nu avem acele 5 televiziuni la care nu avem nici în una acces. Noi avem 40 de dosare. Cu ce să vă susținem?
Voi deja ați început campania electorală, dar lucrurile sunt foarte, foarte, foarte dificile. În satele noastre, dacă te duci și întrebi așa care au votat pentru Europa, pentru Maia Sandu, pentru PAS, de data asta ori nu o să participi și nu contează că o să-i conving eu, că nu o să-i conving eu, că democrația ca să o să participi sau nu o să participi, nu o să meargă la referendum. Și asta e un risc eminent și un risc foarte mare. Iar dacă ăștia care își asumă, dar ca să nu fie speculații în spațiu public, eu, la referendum, dacă vă asumați, am să votez pentru, colegii mei au să voteze pentru, am să spun în public, votăm pentru, ca să nu fim învinuiți, dar dacă nu trece acest referendum, ăștia care l-au inițiat, trebuie să-și depună totodată mandatele, asta când s-o va întâmpla, în ziua aceea, când e clar că nu a trecut, și să dispară de pe arena politică, total, cu președinte, cu parlament, cu guvern, toți, odată, să dispară și asume consecințele acestui dezastru. Eu, încă o dată, reiterez, nu-i târziu să renunțați. Dacă renunțați, încă poate și mai este o cale de comunicare, de dialog, eventual pentru alegerile prezidențiale. Pentru referendum, aici nu ai... Domnul Costiu, cum se renunță dacă deja este și nu, proiectul? Nu-i. Încă nu-i pierdut nimic. Este în orice moment pot spune, am făcut un calcul greșit, noi am înțeles poziția extrem de vulnerabilă pe care o are actuala guvernare, am stabilit referendum pentru o dată ulterioară. De ce nu o fac în martie? Cu alte ocazii. Doar referendum o parte. Și atunci se mobilizează toate partidele pro-europene, toate de dreapta, într-o singură unitate. Astăzi nu o să poată face, pentru că dacă ne unim toți, asta înseamnă că susținem candidatul Maia Sandu la funcția de președinte. Adică v-a prins pe toți cei din opoziție. Ne-a pus toți într-o poziție ca în șahmate. Și de asta multe din partidele de dreapta, care sunt pentru Europa, pentru România, pentru reintegrare, reîntregire națională. Astăzi se uită foarte atent pentru că ultima asociere cu PAS-ul pe noi cei de dreapta extraparlamentare ne-a costat categoric votul la parlamentare. Și asta toate partidele înțeleg. Astăzi asocierea și susținerea Maia Sandu la prezidențiale și la referendum inclusiv, asta înseamnă că n-ai nicio șansă, dar nici 0-0-1 să mai ai măcar teoretic șansă să treci în Parlament. Nimic. O să treacă ceilalți 4, 5, 6 partide pro, nu știu, șis. Revenind la prezidențiale, care este problema în cadrul formațiunii dumneavoastră? Nu vă supărați faptul că sunteți niște sărăntoci comparativ cu concurenții mari? Sau cum ați dat dumneavoastră de înțeles clar că riscați să fiți acuzați zi și noapte la cele televiziuni pe care le-ați menționat, că iată, ia că Costiuc s-a băgat în prezidențiale, ceea ce înseamnă corect. Că el îi încurcă Maia Sandu. Și împotrivă. Foarte corect, dumneavoastră ați intuit foarte corect și asta am discutat și cu colegii mei. În momentul în care îți trebuiesc câteva milioane de lei pentru a acumula cele 15.000 de semnături, dacă voi credeți că astăzi ai pus-o în cort, da, noi avem în câteva raioane care oamenii o să lucreze, dar trebuie să cumperi corturile, trebuie să te duci până la cort, trebuie să vii de la cort, trebuie să iei listele și alea, trebuie să colectezi niște semnături. Trebuie să niște oameni. Niște oameni ca să lucreze. Doi, oricare om care va fi implicat pe partea dreaptă, va fi învinuit de către actuala guvernare, cu uite, fac jocul Moscovei, fiecare vot rup de la Maia Sandu, asta înseamnă că noi o să pierdem. Și al doilea pas, cel mai important, să presupui că la 2% ca la primărie, sau 3%, sau 4%, cât o fi voința măria sa cetățeanul. În turul 2 ce faci? Și spui că nu ne interesează alegerile. E greșit? Spui că susții pe Dodon. E greșit? Să spui că susții pe Maia Sandu și integrarea europeană. E greșit? Pentru că oricare asociere și cei ce am făcut în ultimele campanii prezidențiale în 2020 ne-au costat categoric. Și 4 ani de zile nu că am fost în opoziție, dar am fost în izolatoare. De asta capcana pe care o băgat-o cei de la PAS cu alegerile prezidențiale și cu referendumul, e una extrem de toxic pentru partidele care ar putea să fie alternativi de dreapta pentru următoarele parlamentare. Și de asta discuțiile noastre au fost să ne axăm totuși, participând într-o formă oarecare la alegerile acestea, nu prezidențiale, dar la referendum, dar să ne pregătim eventual pentru alegerile parlamentare și să-i explicăm și să construim organizații locale, primare, teritoriale și să-i explicăm oamenilor cât e de important următoarea etapă. Că parlamentarele sunt mai importante decât alegerile prezidențiale, care ar fi putut fi și anulate alegerile acestea prezidențiale dacă Maia Sandu își dorește cu adevărat. Pot fi organizate alegeri în Parlament, că La câte au făcut actuala guvernare, dacă o să mai fac și alegeri parlamentare în Parlament, fără să cheltuie un leu și nici referendum nu ne trebuie și avem o economie de câteva sute de milioane, eu sunt sigur că o parte din oameni o să aplaude. Domnul Costiu, la noi zilele trecute a fost la emisiune domnul Andrei Năstase și a lansat o idee care chiar mi-a plăcut. El a întrebat retoric,
Dar de ce în 2016 noi am fost puși să alegem între Maia Sandu și Igor Dodon? În 2020 între Maia Sandu și Igor Dodon? Și iar acum, între sondaj de rate, cel mai probabil iarăși vom alege între Maia Sandu și Igor Dodon. Dar în țara asta chiar mai mult nu există nimeni? Eu am ascultat, mai spune domnul Năstas, cu tot respectul pentru dumnealui, el ar putea să vorbească mai mult din interiorul culiselor pe care le cunoaște. Decizia pe care a luat-o în 2016, dacă s-a bazat pe stricta și intima lui convingere, e o chestie, dar dacă a fost impus de așa numiții parteneri de dezvoltare să retragă în favoarea mai cu totul altceva, asta înseamnă că noi, la nivel de suveranitate, nu avem absolut deloc suveranitate și nici independență. Și suntem conduși din afară prin intermediul unor maniete și asta e grav. Și asta demonstrează că în trei scrutini consecutive, 12 ani, avem două personaje pe care ni le înaintează cineva din exterior, fie că din Occident sau din Orient, sau de la răsărit, și ne spune, aveți de ales între două rele. E sigur că nu o să-l alegi pe Dodon. Totuși, pe Maia s-o alegi, că ia uite cât i-a făcut pentru societatea noastră. Dacă mergem pe formula asta și cu lichidarea practic a opoziției de dreapta, a opoziției democratice, ca să nu spunem altfel, noi riscăm și peste 4 ani de zile să avem același candidat sau oricare alt candidat cu rucsacul în spate, adus de aceeași forță politică și pe stânga să fie ori asta, oricare alt candidat și spune că voi n-aveți niciun drept moral pentru că astăzi se dă bătălia cea mare, înțelegi? Exact cum s-au pornit discuțiile publice astăzi. În toamnă va fi cel mai important eveniment pentru parcursul nostru. Dar în 2020 nu era cel mai important. Dar în 2021 nu a fost cel mai important. Dar în 2009. Dar în 2009 nu a fost cel mai important. Dar în 2019, când vreau să scăpi de Plahotniuc, nu era cel mai important moment noi dacă trecem de asta. Și noi de la an la an suntem tot în scădere, tot în degradare și dacă din 2019 5 ani. În 5 ani, statistica cine spune? Că au plecat 250.000 de moldoveni. Câți au fugit din regimul lui Plahotniuc? Știm. Dar câți au fugit din regimul lui Dodon și cu Sandu? Tot 250.000. Asta nu vrem să discutăm public. Eu vinem și cu dumneavoastră glumeam înainte de emisiune. Zic, oamenii din sat cu care ne întâlnim și vorbim, spun, Vasile, dacă nu o să ieșiți vreodată la televizor, spuneți, mă, oameni buni, avem noutăți extraordinare. Uite, s-au mai deschis o fabrică, s-au creat 5.000 de locuri de muncă, s-au mărit salariul mediu, avem produsul intern brut, s-au majorat cu 20%, avem o creștere economică de 8%. Bă, lumea vrea să audă lucruri pozitive, lumea s-a săturat, că așa l-ai hoț, că așa l-ai corupt, că asta au distrus. Noi începem emisiunea, fabrica Fujicura s-a închis, creșterea economică de 0,7, economia e în scădere, împrumuturile au crescut de la 4 miliarde jumătate la 5 miliarde jumătate, datoria externă a crescut. Și omul și al de parte ce spune, ei, și să mai stau acasă, tu-i dracu, băi. Și pe fundalul ăsta iese Iașca Cârlion spune Coscă, dragi antreprenori, din data de 21 noi o să vă facem sărbătoarea antreprenoriatului. Nu, dar eu pentru mine vreau să înțeleg. Ei, nu sfătui între dânsii când fac astfel. Băi, voi ați distrus o parte din economia reală. Oamenii au închis cantora și au fugit. Oamenii nu mai avem lucrători. Și tu ieși le spui la antreprenorii care au închis restaurantul de lângă barul sau barul de lângă sediul lor în care au mâncat și au băut ultimii 5 ani de zile, le spun, noi în schimb, ați vă facem sărbătoare și pe 21 o să dansăm de la mic și la mare. Și te uiți într-o parte și spui, băi băieți, eu înțeleg că voi ați nimerit întâmplător. Este un desen animat, un grup din monițele de seamititele au pus mâna pe o submarină, o furat-o. Și ies câte una deasupra la submarină și se uită în care parte merg, se dau drumul înapoi și care trage din manetă, care împinge, care apasă pe butoane. Eu mă uit la guvernarea asta exact ca aici din desenul animat. Iese Iașca și se uită în care parte merge, mântră înapoi și iar trage din manetă, împinge, fără să habar n-are. Și apoi spune, e gata, noi mergem pe drumul cel drept. Și apoi iar intră iar în... Joaca asta de copii o trebuie să termine odată. Noi râdem, noi glumim, dar lucrurile sunt grave de tot. Sunt grave de tot, pentru că cu cât mai mult intre în esența lucrurilor, cu atât mai mult înțelegi că aici îți trebuiește o guvernare, nu că responsabilă, dar nebună, o guvernare care să vină după ăștia și strict necesar ca ăștia să fie măturați absolut total, să nu rămână nici o Iașcă, nici unul măcar, măturați tot și făcut revenit la normalitate. Citem acum un text al lui Octavian, dacă nu greșesc, săracu. Și spuneam,
Și al mai grav în toată povestea asta e că aceștia care sunt pro-europeni, și asta e în contextul la ce am discutat până acum, cu alegerile parlamentarele și referendum. Și Octavian spune foarte clar, cel mai grav în toată istoria asta e că aceștia de dreapta vor să demonstreze că sunt mai pro-europeni ca Maia Sandu și ca PAS. Și e și absolut imposibil. Și doi, cel mai grav e că în loc să discutăm despre revenirea la normalitate, noi le îmbrăcăm în haine europene. Integrare europeană, valori europene, satul european, drumuri europene. Și noi încercăm să concurăm pe ei, pe demagogia asta care a ajuns la nivel de artă. Și Octavian spune, băi, dar poate e timpul să ajungem la normalitate. Drumuri normale, justiție normală, economie reală normală. Și el spune, Coschi, eu mă tem că în următoarea campanie o să ajungem la absurd când o să bată iarăși două echipe inadecvate, cum le spune el. Una de dreapta e inadecvată și una de stânga e inadecvată. Și nu se discută în public despre normalitate. Băi, dar poate e timp să ajungem la normalitate. Pentru că, iată, eu am niște hârtie în mână, sper să ajungem să discutăm. Ajungem. Pentru că asta nu... Ia că asta nu-i drumul spre normalitate, și văd eu. Încă ceva despre prezidențiale, domnul Costiu. Noi deja am mai vorbit, dar eu vă întreb, poate ați mai aflat câte ceva. Ce-i cu candidații stângi? Noi știm cert doar despre Renato Usată. Igor Dodon vine aici în alt studiouri, zice, n-am decis. Doamna Vlach zice, n-am decis nimic. Domnul Ion Chicu zice că n-am decis nimic. Toți ce că n-au decis nimic, dar prezidențiale spui mă. Vedeți, eu aș spune că o parte din cei pe care dumneavoastră i-ați nominalizat nu și aparțin, pentru că deciziile se iau în altă parte. Din câte eu cunosc, există niște voci pe segmentul de stânga care tot mai des vorbesc că să-l convingă, între ghilimele de rigoare, nu știu cum să-l convingă pe Dodon, că ei nu au factori de influență asupra lui, ca să nu candideze, ca să scoată oricare alt candidat care să aibă o șansă să o câștige pe Maia Sandu în turul 2. Și ei îl bănuiesc din înțelegere. Cei de stânga, eu încă o dată repet, cei care sunt extrem de pro-ruși, ca să nu spun altfel. Și ei bănuiesc că Dodon are o înțelegere cu Maia Sandu și că, de fapt, ultimii ani, faptul că PAS-ul nu-l mai învinuiește că e omul Moscovii, chiar dacă el zboară și el la Moscova ca și Guțu, ca și alții. Faptul că Bătrâncea e odată în săptămână la Moscova, PAS-ul nu mai deschide gura, spun că aștia sunt oamenii Moscovii, demonstrează. Sau dosarele în care e implicat Igor Nicolaevici. El circulă liber, îmblă prin piață, zâmbește, el n-are nicio problemă cu asta. Asta demonstrează tot ce există bănuieli rezonabile care exista o înțelegere obscură între PSRM și PAS. Am văzut-o și la nivel local, ei conduc împreună. Igor Grosu spune foarte clar, public, de la înalta lui tribună, că noi nu avem o problemă cu Dodon și cu PSRM-ul, noi avem o experiență din 2019 și astea sunt semnale transmise către toți că noi putem conduce după 2025, fiți atenți, după parlamentarele următoare, într-o formulă de coabitare pe modelul românesc, stânga cu dreapta, până în 2029. Și Dodon, ei cred că Dodon o să-i asculte pe ei. De asta Dodon nu poate spune că s-ar putea mâine și de la Moscova să trezească și spună image makerii sau cei care fac imagini politice, spună, Igor Nicolae, tu nu-ți supăra, ia du-te pe 2 luni de zile în vacanță la Maldivii, o să revii peste 2 luni de zile. Că ratingul lui n-a liat cu dânsul Maldivii, el rămâne aici, așa, și cei care o să voteze oricum oricare alt candidat de stânga, care n-ar fi el. Oricum nu o să voteze niciodată anti-ratingul mai. Da, oricine va îndrăzni să candideze pe dreapta, riscă și el mult, nu? Iată, de exemplu, coaliția asta formată din 4 formațiuni politice. Apropo, de ce nu sunteți parte a acestei coaliții? Și doi, ei au zis că probabil domnul Slusar putea fi candidatul lor. Pentru ei tot situația lor încă e mai complicată decât încearcă ei să o prezinte, pentru că discuțiile pe care le-au avut la președinție între 4 oi cu Maia Sandu și cu partidele care au creat blocul a transmis o umbră de suspiciune că ar fi un proiect ghidat de președinție, pentru că președinția vede și ia sondajele împreună cu PAS-ul că există o mare lipsă politică pe segmentul de dreapta și atunci i-au adunat pe mai mulți ca să ofere o șansă, o alternativă și sunt sigur că o să iasă probabil cineva dintre ei. Eu aș fi mai rezervat la capitolul domnului Slusar. Eu am văzut un sondaj prezentat de IRI, americanii, și noi știm foarte bine că în mare parte cam ei decid cine va fi candidatul de pe dreapta. Iar în toate sondajele pe care ni le-au prezentat IRI-ul acum o lună când am fost la ei, era Igor Monteanu în sondajele închise. Chiar dacă lumea nu știe cine e el, nu poate să răspundă la întrebare, iată, este Igor Monteanu candidat și nu e sau... Dar ei bagă în sondajele închise și atunci îți apare semnul cealaltă întrebare. Înseamnă că americanii pregătesc un al doilea candidat de dreapta care să ofere
șansă și o oportunități pentru cei care nu vor să o voteze pe Maia, dar vor să participe și trebuie mobilizare, iar în turul 2 o să iasă cu drapel și o spună noi ținem la integrare europeană și la vectorul nord-atlantic și trebuie să votăm. Dar asta o să fie și începutul și sfârșitul lor. Dacă nu o să îmblie iar ăștia cu fraudarea să le dețineze la următoarele parlamentare, vă 5-6% sau 10% cât vor ei. Că ăștia, de fapt, dețineze și vor ei. M-am convins. Și situația lor nu credeți. Eu am vorbit cu oamenii care din sate urmează să voteze. Dacă ei văd că ei sunt un fel de filială, bloc fără nume, a celor de la PAS, dar de ce trebuie să-i votăm pe ei, dacă? Votăm ori PAS-ul, ori cineva care e împotrivă, categoric. Și se vede că e împotrivă. Dar dacă eu în tătă ziua văd la televiziunile PAS-ului, apare așa întrebare, dar și caută ei la televiziune? Dar ce restul nu au și că nu intră în televiziunile lor? Iar dumneavoastră aveți acces, nu? La tot. La care? Anumite instituții mass media care sunt... Da, vizionale. Numai la N4. Și la Agro TV, de adevărat. Moldova 1, reclamată și mult iubită și apreciată cu sute de milioane buget, nu ne-a primit niciodată de când s-a schimbat guvernarea. Niciodată. Măcar în bătaie de joc scheme. Voi veniți în coașii prăpădiților și spuneți voi și credeți. Măcar... 3 ani niciodată? Niciodată. Eu vreau să ia ca Țurcanu, directorul, să ia să spună. Vasile spune minciuni. Noi l-am chemat și el nu a venit. Măcar odată spună. Dar nu numai eu. Prohnitski, Anatolie Prohnitski, care e pro-european, care când e la Bruxelles, când e la... și care e conectat cu verzii europeni, și care are noutăți, care contribuie la integrarea europeană. Niciodată, după o deplasare de-a lui de la Bruxelles sau de la primăria Berlinului, să vină înapoi și spună iată, eu am contribuit, eu fac asta, noi am stabilit contacte. Nimic. Ei, și domnul Prohnitski față de mine e pedant. S-a dus, a scris plângeri, s-a dus, s-a pus la televiziune, nu i-a răspuns, iar s-a dus, iar a pus, a fost la președinție. Eu am înțeles că n-are sens. N-are sens să te adresezi la președinte ăsta la televiziunea națională când nu decid ei. Ei decid acolo să mai ciordească vreo 2 milioane pe sărbătorile de anul nou și am să sfădesc între dânsii care și ce-au furat. Eu nu vreau să brăfim colegii noștri, dar de ce să insiste pe politica asta sovietică sau anilor 90 când era... Eu înțeleg atunci, în anii 90, era Moldova 1. Dacă te arata la Moldova 1 seara, știa toată țara. Și acum, domnul Gonța, nu trebuie să ignorați lucrul ăsta. Vă spun o chestie. Una, când vorbești la telefon, aia că pui telefonul, da, noi avem foarte mulți. Omul când te vede în televiziune, la televiziunea națională, și să uit, credeți-mă, că o parte din cei de la 45 la 60 se uită la televiziunea națională. E o televiziune care, încă are mare efect. Dar ei când te văd la televizor, că vorbești acolo, ei te consideri și te percep ca lider, ca politician. Nu te văd că e în TikTok. Da, el te vede în TikTok, ești Vasile. Dar dacă tu ești odată în lună și vorbești despre programe economici, politici, despre critici, atunci oamenii din satele noastre încep să perceapă că acolo și ei când iese măhar, băi, l-am văzut pe un băiat, băi, extraordinar, ia că el are și vână, el vorbește de niște lucruri care eu le înțeleg. De asta pe noi ne-au înlăturat total și au băgat în televiziuni, coordonat fiind, niște oameni care sunt apropiați, guvernarii, așa un fel de opoziție constructivă. Au mai fost înainte de asta, nu e nimic nou sub soare. Păi 2 săptămâni la rând dumneavoastră puteți veniți inclusiv la M4 și să lăudați guvernarea. O să vă invite, dar acolo spuneți ce spuneți aici, de fapt. Nu, acolo e lista neagră, domnul Gonța. Asta nu e ca la dumneavoastră, că cine vreau pe cea la invit. Nu, acolo este listă și domnul Țurcanu, cu tot respectul, n-are dreptul nici să miște, că îl dau afară până în sară, îi pus altul. N-ați văzut, își fac cu alți șefi de... Eu tot sunt listă neagră, vedeți că cei de la PAS refuză total să vină. Dar e o greșeală categorică și să știți că noi am avut discuții cu experți internaționali care au spus că tensiunile astea sociale, presiunea asta politică, dacă nu-i lăsată o supapă, două, prin lideri de opinii, prin partidele extraparlamentare, să vorbească public, atunci cazanul ăsta risc să explodeze într-un moment. Ei cred că dacă nu grește Costiuc la televiziunea națională sau la alta, lumea nu aude. S-aude acum, eu v-am pus înainte de emisiune și pot să o pun acum o bunică de la Sângerei care m-a găsit pe TikTok și m-a sunat și am rezolvat o problemă. Lumea te găsește. Dar greșeala asta și ar fi un joc al rușilor, pentru că PAS-ul demonstrează o chestie pe plan extern când, și pe plan intern. Suntem noi, proști, idioți, răi, hoți, cum vreți, spuneți cum vreți. Dar noi suntem și alții nu există și există șor cu Dodon. Și vreți să vină și ei de stânga? Ia că asta e mesajul și teza lor de bază în care bat în toată ziua și la o parte din societate, vreo 20% asta merge. Dar la restul nu. Continuăm, domnule Costiuc, dar peste câteva clipe de publicitate, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor.
Nu știu ce să vă mai întreb despre referendum, pentru că ieri am văzut o nouă rundă de consultări publice pe subiectul referendumului. Au venit niște reprezentanți frumoși ai unor asociații obștești la președinții. Eu nu înțeleg ce se consultă dacă deja pasul a trimis la Curtea Constituțională proiectul. Doamna German Doina, care e vicepreședintea Parlamentului, a zis că referendumul constituțional devine automat lege. Asta în cazul în care e pro. Eu nu știu ce se va întâmpla dacă se va vota contra. Înseamnă contra. Teoretic tot e lege, nu? Da, așa, conform... Orice decizie după... suverană a poporului e lege, nu? Înseamnă că vom scrie în curte, în Constituție, că integrarea europeană nu mai este valoare pentru noi. Da. Ciudat. Despre campania de informare cu gecile albastre, deja se ironiza și dumneavoastră. Dar asta, de fapt, e campanie electorală pentru prezidențiale mai mult. Da, da. Aici este un start. Nu, vedeți, încă o dată, revenim la aceea, pentru că trebuie să explicăm societății. Societatea absolut e departe de a înțelege fenomenele politice pe care au ca și bază cei care conducează statul. Și e greu să înțeleg. Omul li s-a spus și li s-a creat o mare frică că dacă nu o să votați la referendum, nu ne integrăm. E adevărat că nu ne integrăm. Dar de ce ați trebuit să ajungeți până la asta? Dar ei aveau nevoie, pasul, aveau nevoie de o fișcă politică electorală ca să poată intra în dialog cu oamenii. Credeți-mă că eu urmăresc îndeaproape cum sunt trimiși la lucru, mai ales sâmbătă, duminică, vinerea, prim-ministru. Dimineața am impresia că este un grup de oameni aici care nici nu-i mai Sandu și le spune, tac, prim-ministru, tu azi ai să te duci la Glodene, ai să fotografiezi în livadă și cu cireș, tu ai să faci știri. Maia, tu ai să duci la Cimișlea, la Gura Galbenă, ai să fotografiezi cu copiii, la liceu și Grosul, dar tu ce faci? Dar tu ai să duci la Șoldănești și ai să faci un film acolo pe malul Nistrului și ai spui, wow, și frumos aici, n-a fost niciodată. Dar restul tău în geacă galben, albastră, nu? Albastră. Și toți la lucru. Dar tu nu poți să începi campanie prezidențială cu jumătate de an înainte. Dar ia ca referendumul, e o găselniță. Și când te duci acum și omul întreabă, domnul prim-ministru, dar de și la noi probleme? Înțelegeți, da, da, ca să vota asta referendum pentru a pia că noi să avem și bani, noi să avem și tot. Domnul prim-ministru, dar pe la mine pensia. Nu, pensia depinde de integrare europeană. Și cine ai întreba, și prim-ministru, și președintele țării, și președintele Parlamentului, și tot brigata asta de copii, ei au și vorbit. E genială chestia. E genială. Nu, aici trebuie scos pălăria și spus, băi, bravo, uite, la combinații, foarte mulți care au fugit din Republica asta, eu sunt sigur că și iau notița muia, undeva să-și spune, așa tac moșna bălă, n-am știut. Nu, asta nu luăm notiță, când venim înapoi să facem exact așa. Pentru că ăștia care fac astăzi referendum în 2019 cu tăblița la gât, stăteau în centru și strigau, banditul de Plahotniuc face referendum odată cu alegerile. Și atunci s-au renunțat. Astăzi îi fac și ei și protestau. Și oamenii la noi, memoria scurtă, numai că le-au creat o mare frică, babau vine și pe babau îl alimentează în toată ziua la televizoarele lor, îl arată pe babau cum îmblă, cum faci, cum strâng, cum îi prinde, cum îi ie banii, babau tot crește în toată ziua și pe fondalul la babau, o zic, da, ca să scăpăm de babau, nu, ne trebuie integrare europeană și integrare trebuie să fie în Constituție. Și oamenii știți cum, de frică, de scârbă, de nevoie, își leagă așteptările de integrare europeană. Hai, măcar integrare europeană, de-am poate, măcar dacă ne integrăm, să trăim o leac mai gine. Chestiile astea sunt extrem de bine gândite. În spatele astea stau oameni foarte bine pregătiți, care nu sunt de ai noștri. Problema noastră că acum este o șansă mare ca acest referendum, încă o dată, mă repet, să nu treacă și toată povestea asta lor de succes să prăbușească. Întrebarea cine își asumă toată povestea asta? Că dacă e bine, o să-i spun, ați văzut, noi suntem geniali. Dar eu cred că ei joacă ultima carte. Eu am văzut geaca albastră, nu mai trebuie trandașirii de pus și scris PDM, exact ca la PDM, și faptul că au luat în brigadă toți primarii din raionul Hâncești, eu doar vreau să le spun la cei care încă nu știu, că multă lume nu le spune, este la dânși acolo o brigadă de băieți care gestionează fondurile financiare în cadrul pasului și ei îmblă cu achizițiile, ei cumpără primarii, ei cumpără tot. Apoi că ei au ajuns în ultima stare pe care o avea Plahotniuc înainte de a fugi. Ei strâng tot. Câți primari de aceia, câți de la PD, câți de la PSRM, câți de la platformă, câți de unii nașii, îi grămădesc pe toți. Am o întrebare a mea, închipuiți-vă ce senzații și sentimente au oamenii de la Hâncești care s-au asociat să lupte cu Caracața lui Plahotniuc. Și Caracața la nivel local era reprezentată de un grup de primari, consilieri, locali, raionali, care au interese la nivel local, la Hâncești. Și oamenii de al de Valentina Manic, cum o cheamă, Manic,
doamna deputat de acolo, de la Hâncești, care ultimii 5-6 ani au avut ca adversari politici pe cei de la PD, astăzi de ce au venit în cadrul partidului, i-au înlăturat pe ăștia de la toate funcțiile de conducere și au preluat la toate funcțiile de conducere. Cum credeți? Și sunt oamenii și ei de acolo. Deci și politic putem vorbi mai departe. Ia că și politic. Și ei, ăștia la televizor, eu îl văd pe Andrei Spânu și alții spun. Noi am să-i luăm pe toți cei care împărtășesc valorile pro-europene. Dar păi luați-l și pe Candu, el e tot pro-european. Și pe Filip luați-l, că el tot e pro-european. Și el l-a strâmbăs la Suzuki. Trebuie luați-l la guvern, că el știe. Luați-l pe Plahotniuc. Plahotniuc e și al mai pro-european. Nu strigă eu în gura mare că e pro-european. Dacă susține valorile. Eu sunt sigur că asta e ultima lor... ultima lor manevră, o să explodeze partidul ăsta. Din interior, din exterior, nu o să treacă și o să împrăște și o să bată între dânsii. Și credeți-mă că scenariul ăsta e luat în considerație și de partenerii străini. Dar chiar n-am înțeles eu mișcările astea de la Hâncești. Alegerile locale au trecut. Acum de ce mai sunt necesare să ai încă primare în listă? Apoi e ca să înțelegi. Cooperațiunea urmează și la el. Veni, spunea cineva că se desfășoară. Dar mai departe, ei sunt mai multe raioane. Ei sunt băieții cu achiziții, lor le trebuie bani și sper să ajungem să discutăm despre cum se consolidează banii în cadrul partidului. Ideea e că ei consideră, acei care au școală bună a lui Vladimir Gheorghevici, au ei câțiva studenți de-a lui Filatru, de-a lui Vladimir Gheorghevici, eu nu știu de la cine învăța mai mult. Ei cred că dacă o să iei mai mulți primari, apoi eu să fie mai tari pe poziții. Amu, vă spun eu, așa care au venit primarii de la PD, câți de la Partidul Democrat, la Hâncești, nu o să lucreze nici pentru referendum și nici pentru campania prezidențială. Dar nici a lor care erau, nu știu câți primari, că erau mulți, ei aveau un rezultat foarte bun la Hâncești. Că Hâncești tot timpul a fost de dreapta, acolo 70%, 80% sunt pro-europeni. Nici a lor, după ce și-au bătut joc partidul de dânsi, nu o să mai lucreze pentru prezidențial și pentru referendum. Și întrebarea mea, ce ați câștigat la Hâncești? Voi, dintre voturile care le-ați avut, pe cele le-ați pierdut. Și asta se întâmplă peste tot, în toate raioanele. Dar Dumnezeu cu dânsii, facă și ori vrea. Eu vreau ca ei, societatea noastră, să înțeleagă comportamentul ăsta nu este nici comportament european, nici democratic. Băieții ăștia s-au transformat foarte rapid în cei și am contestat noi în 2019-2020. Domn Costiuc, este așa o declarație a șefului delegației Uniunii Europene de la Chișinău. În ceea ce privește aderarea până în 2030, dacă tot vorbim despre referendum, acesta este un obiectiv foarte ambițios, pentru că acum suntem în 2024. Conducerea Uniunii Europene, zice șeful delegației, a spus că este pregătită pentru extindere până în 2030. Dacă Moldova va menține acest ritm accelerat al reformelor, la fel ca în ultimii 2 ani, cred că aderarea la UE până în 2030 este posibilă. Domnul Costiuc, nu știți la care reformă se referă, mult stimatul diplomat. Eu am să ajung acest la menține acest ritm accelerat al reformelor. Nu, dacă îl menținem pe acest ritm care noi îl știm moldovenii de aici, noi avem toate șansele să închidem statul Republica Moldova în 2 ani de zile, să-l închidem. Punem lăcată că noi nu avem bani nici de pensii, nici de salarii, de nimic, pentru că reformele lor duc la lichidarea statului. Dar eu vreau să vă spun încă altceva. Ei, ăștia europenii, când ies cu declarații, trebuie să consulte între dânsii, pentru că este unul Siegfried Mureșanu, partenerul PAS-ului, care e prezent la toate evenimentele lor. Un deputat din România care are una din funcții de conducere a Parlamentului European. Și el spune într-una, eu vă trimit și declarația, vă fac trimitere la declarația lui Siegfried Mureșan, care spune că integrarea europeană nu poate fi făcută împreună cu o Transnistrie militarizată, cu armatele ocupate. Siegfried le-o spune în față. Problema transnistreană trebuie soluționată înainte de a dori să te integreze în Uniunea Europeană. Și doi, eu din 2007, 2006, 2005, cred că la primele seminarii despre Europa pe care le-am avut fiind implicat în partidul politic, Partidul Liberal, ne spuneau europeni. Au venit un deputat din Marea Britanie, ei deja nu mai sunt în Uniunea Europeană, și spunea în felul următor. Să știți că pentru Europa integrarea Republicii Moldova nu este o problemă nici socială, nici economică. Pentru că noi reprezentăm ca societate 0,03% din numărul populației europene, iar ca și economie 0,003%. Mai scurt e despre nimic. Dacă mâine ne integrează, au luat o decizie, nu creăm oscilații, nu creăm destabilizări economice cum au creat România împreună cu Bulgaria, care aveau niște economii post-sovieti și au făcut niște oscilații mari. Pe noi nu ne simte nimeni. Dar aveți două probleme. Clasa politică imbecilă, care se schimbă de la 4 la 4 ani
și schimbă radical opțiunea geopolitică. Ori cu rușii în 4 ani se schimbă, cât cu europenii și apiară cu rușii și noi ne uităm într-o parte și nu înțelegem. Dacă voi credeți că noi ne interesați să se întâmplă Moldova, vă greșiți. Noi odată în 4 ani la Chișinău au fost alegeri. Ăștia au venit proruși la conducere. Ei, au venit. Voi n-aveți o linie directoare națională într-o direcție și al doua aveți problema Transnistriană. Dacă voi credeți că europenii își pot asuma, și asta era 2005, își asumă un potențial conflict militar cu Federația Rusă, voi vă greșiți. Noi avem și nesuficient precedentul Ciprului. Când s-a început conflictul în Cipru și Grecia, fiind membra a Comunității Europene și membra NATO, și Turcia, s-au ajuns într-un impas. Și au zis că, dar nu ne trebuie conflicte, noi suntem pașnici. Astăzi situația geopolitică s-a schimbat radical față de 2016, dar problemele la moldovenii au rămas aceleași. Ba mai mult, avem o problemă care se numește Ucraina în spate. Și soarta noastră astăzi, cu toată demagogia politică pe care o spun și europenii, și ai noștri mai ales în deosebi, se numește Ucraina. Independență de ce se întâmplă Ucraina și cum se termină în Ucraina, o să fie decisă soarta noastră. Acum două scenarii pentru următoarele perioade legate de Ucraina. Dacă Ucraina rezistă, merg la negocieri și fac o pace pe anumite înțelegeri că Rusia își ia o parte din teritoriile pe care deja le controlează și se opresc la status quo și ala. Pe Nipru, e hotar între Rusia și Occident, noi suntem cumva cu o formă oarecare de statalitate, așa cum este ea trăgănată. Dar dacă Rusia trece de Odessa sau ajunge la Odessa, noi avem două opțiuni. Ori devenim gubernie rusească, ori partea României. Mai multe variante nu sunt. Că Europa nu dovedește să ne integreze. De asta, multe din deciziile politice care urmează să fie luate cu Republica Moldova, încă o dată, repet, nu depind absolut deloc de guvernarea. Nici asta, nici următoarea. Dacă cineva crede că la Bruxelles sau la Washington sau la Moscova ține cont de părerea politicienilor de la Chișinău, înseamnă că nu știe și vorbește. Nimeni nu ne ia în considerație că e președinte, că e președinte parlament, că e prim-ministru. Noi suntem o măhală neajutorată, neapărată, flămândă, îndatorată și care nu trebuim la nimeni. Noi, Moldova nu trebuie să la moldoveni. Moldova nu trebuie să la moldoveni. 1,5 milioane din moldoveni au plecat de acasă, au zis că luați vovou. De asta eu nu cred în de astea că europenii ne-au spus că până în 2030. Iar că astea, balivernile astea, sunt pentru populație, ca să voteze partidii pro-europeni, care, între timp, mai ciordesc câteva miliarde din buzunarele moldovenilor, le pun pe conturi offshore și după ce se termină mandatul, o să trăiască undeva în Alpii elvețieni sau pe malul lacului Geneva, ca și alți politicieni. Pe anumite rețele de socializare, mai puțin la TV sau chiar deloc, se discută despre chestiuni așa mai îngrijorătoare, cum ar fi că prea des la noi vin oameni foarte serioși din cadrul NATO, din Statele Unite, care încă n-au ce face ei și vor tare să bea un pic la milești mici. Foarte multe aplicații avem. Ci că toate sunt conform planului. Toate sunt conform planului din 1991 încoace. Nu-i nimic nou. Tot la cumpărăm, tot ni se mai donează câte ceva. Dar orice ni s-ar da, nu e clar, noi cu rușii nu putem să ne batem. Asta se exagerează pe aceste rețele. Da, se exagerează. Adică se exagerează. Dacă Ucraina are livrări de armament majore, ca să nu le spunem uriaș, dar pentru anul 2021 și astăzi se livrează ca armament pentru Ucraina, e uriaș. Nici ucrainenii nu-și închipuie eu și nici occidentalii că vor livra atâtea arme și de atâtea feluri pentru Ucraina. Și Ucraina nu rezistă. Noi cu un radar care poate să vâneze vrăghi și nu avem, chiar dacă am idee, nu e că avem un radar și am văzut noi că vine, și facem, zvârlim cu chietre, cantonul de lemn. În schimb, există partea cealaltă și aici ajungem la ce aici numim noi război hibrid. El există. El e destul de nici nu știu să nu ofensez pe ei noștri care și-au bătut joc din noțiunea asta. El e foarte bine aranjat, chipzuit, cu bani, cu oameni, cu structuri în spatele lor, care acționează și orice gafă, orice știre mică se transformă în 24 de ore într-o sperietoare uriașă. Radarul ăsta ne bagă în război. Cine vă bagă în război? Voi cine credeți dintre voi, moldoveni sinceri, că ia ca ați venit la ușă, ca ăștia cu referendum, cum o cheamă, și a spune, stimat domn, sunteți acasă, la noi a venit război, vreți să participați la război sau nu?
Nu o să vă întrebe nimeni, mă, care o să dovedească să-și ia hainele cam 40 când au venit rușii, au fugit bine. Care nu, te strâns și dus pe front. Că-i de partea Rusiei, că-i de partea asta. Mai puțin contează. Noi am avut istoria asta. Bunii noștri au luptat de partea unui front împotriva altcuiva și apoi s-au întors și au luptat în partea asta. Și nu i-a întrebat nimic bunii noștri. Tu vrei să lupți? Nu i-a întrebat. Și dacă cineva crede că eu n-am împușcat, dar eu n-am văzut, dar eu nici n-am fost, păi este, nu decidem noi astăzi. Noi la Chișinău, în mare parte, noi nu mai decidem nici măcar să vindem usturoiul nostru și brânza noastră, că eu sunt țăran și eu și de fiecare dată mă întorc la problemele noastre. Dar și e și legat de integrare și am vorbit despre declarațiile lui Mureșanu. Iată, eu zilele astea am făcut așa un demers către doamna președinte. Și e legat de Transnistria și de integrare europeană. Dar e foarte legat de integrare europeană. Pentru că doamna președinte a zis că puneți umărul, vă rog, la integrare europeană. Și am pus umărul. Știți de ce? Pentru că am analizat listele în care au fost băgați moldoveni, de-ai noștri, din diferite grupuri criminale organizate, cum le spunem, de-a lui Plahotniuc, de-a lui Platon, de-a lui Șor, și în sute de oameni au fost băgați în listele astea. Și în listele astea am găsit oameni care, mă tic, și-o bine la stână. Eu băgat și în sute de oameni, la număr, să arăte cât de mulți. Sancțiunile interne, da? Internaționale. Aplicate, da, și la noi. Dar cu solicitările din Republica Moldova. Și zic, băi, bun, am înțeles, doamna președinte, dar noi avem o regiune separatistă, controlată de forțe din extern, de Federația Rusă, cu armată de ocupație, care are personaje concrete. Unul îl cheamă Krasnoselski, pe unul îl cheamă Gușan, care e un oligarh, și ei nu au vorbit, Maia Sandu, de dezoligarhizare. E o întrebare a mea a fost prin acest demers. Dar oligarhii moldoveni sunt doar de la Chișinău sau și de la Tiraspol? Și dacă voi recunoașteți că Republica Moldova, Oazul Nantoie, suntem stat unitar, da? Apoi și oligarhii de acolo, toți oligarhii noștri, nu? De? Și dacă oligarhii noștri își bat joc de noi, prin contrabandă, prin nu știu ce, nu trebuie îi băgați în lista de sancțiuni internaționale. Mai ales că este precedentul ucrainesc, prin care ucrainienii, după începutul războiului, i-au băgat în listă, cu ajutorul europenilor și americanilor, pe toți oligarhii ruși care susțin războiul. O băgat în listă toți teroriștii care luptă și finanțează lupta din Ucraina. Dar noi, eu întreb pe moldovenii noștri, care noi într-un fel ne-am alăturat sancțiunilor, dar ne-am alăturat numai oleac și nu tare. Și pe a noștri oligarhi care sunt ruși, proruși, noi nu-i atingem. Am solicitat doamnei președinte printr-un demers și aștept răspunsul de la președinței. Ca Gușan, Krasnoselski, primul așa numit al lor președinte care trăiește în Germania și vine des, zboară prin aeroport, să fie puși în lista de sancțiuni internaționale, conturile lor, și eu, oricare care o să vadă emisiunea, o să recunoască că noi știm toți că Gușan, care e miliardar în euro, nu ține valuta în ruble rusești la Moscova. Gușan, ca să știți, trăiește în Germania și conturile de miliarde le are în Germania. De ce noi nu punem în sancțiuni acești oameni și solicităm cum au pus sechestru pe 360 de miliarde bani rusești pe toate conturile din Europa și din America și banii ce să fie trimiși Ucrainei? Noi să punem sechestru pe banii oligarhilor din Transnistria și să-i trimite guvernului. De ce Maia Sandu nu pune acești oameni, Gușan, Krasnoselski, cum era, mai era unul, Ștanski împreună cu Șefciuc? Șefciuc tot trăiește în Europa. Știți de ce e important? Pentru că noi transmitem un semnal, guvernul, statul Republica Moldova, transmite un semnal prost tuturor celor care astăzi participă la destabilizarea Republicii, care dă foc la fiecare colț. Unul vrea aici, unul vrea acolo. Și ei au înțeles un lucru. Eu fac bani prin destabilizare, iau bani de la Moscova, de la Șor, de la cine. Și dacă mâine se întâmplă ceva, exbucnește un război, eu am suficient bani să mă duc să trăiesc în Germania, să mă duc să trăiesc. Acolo unii pace, acolo unii liniște, acolo unii NATO și îi protejează. Așa cum trăiesc așa din Găgăuzia, Bașcanul Găgăuzii trăiește în Germania, dar ce nu trăiește la Tambov? Fostul Bașcan. Credeți-mă că și Guțu sau alții care au să termine mandatul lor aici cu destabilizările, o să plece și să trăiască în Occident. Dar guvernul Maia Sandu e obligat să transmită un semnal tuturor celor de acasă, bandiți, hoți, tâlhari, că nu o să vă simțiți liber niciodată, nici într-o fel de Europa, nici în Statele Unite. O să vă găsim peste tot. Și peste tot o să vă luăm banii și o să vă aducem înapoi acasă. Câți dintre dânșii au dosare penale și i-am dat în căutare internațională? Ei zboară prin aeroport. Și ei ăștia mă convinc că noi ne integrăm în Uniunea Europeană și noi luptăm cu Transnistria. Ia uitați-vă. Ia spuneți-mi, vă rog. Brigada asta galbenă în toate televiziunile până preluat guvernarea vorbeau de contrabandă din Transnistria. Astăzi de ce nu mai vorbesc? Poate că noi deja. A, noi. S-a terminat contrabanda. Vedeți? Ei așa vorbeau și de metal.
Și astăzi, pe piața metalilor se întâmplă niște lucruri extrem de negative. O să reușim și o să revenim înapoi la ele. Băieții au învățat lecția de la Plahotniuc și fac acum un nou monopol. O să apară de grabă în spațiu public și o să-l comentăm. Băieții nu au învățat nimic decât să fac și ce a făcut și Plahotniuc și Dodon. Ei fac contrabandă cu Transnistria, cu diferite tipuri. Astăzi, în public, deja se vorbește cu text deschis. Cine protejează contrabanda cu țigări? Pe ruta București, pe ruta Bruxelles, pe ruta... Cine protejează toate ieșirile astea? Aici e vorba de milioane. Băieții ăștia pur și simplu fac bani. Fac sume impresionante de bani, dar nouă ne povestesc. Înțelegeți, noi trebuie să rezistăm. Noi trebuie să ne strângem umăr la umăr ca să rezistăm agresiunii și războiului hibrid. Și iese de ăștia care mă învață în toată ziua cum eu trebuie să rezist și el dansează prin cluburi de noapte la Enturaj, că nici nu știu unii, cred că să-l găsești pe ăsta, împreună cu șefa Procuraturii Anticorupției, dansează și fac postări cum dansează ministrii și șefi de comisii, dar la restul la moldoveni, voi trebuie să răbdați, trebuie să rezistați, amu-i greu, e complicat. Noi să mai mărim salariul la deputați o leacă, și o leacă la ministri, și o leacă la noștri, și o leacă la ăștia. Dar voi restul, rezistați. Eu pentru moldovenii de acasă vreau să vă întreb. Dar cum credeți? Așa care au capturat statul, împotriva căruia am luptat, o dispărut undeva. Ia uitați-vă, șeful de la Curtea de Control a lucrat 3 ani de zile până s-a terminat mandatul. El nu a fost dat afară, el s-a terminat mandatul. Șeful de la Andreea. Ia că toată lumea vorbește că Andreea ne-a subjugat, ne-a mărit prețurile la gaz, la petrol, la nu știu ce. Șeful pus de Plahotniuc astăzi este șef care are 115.000 de lei salariu pe lună. Moldoveni, voi auziți? 115.000 are venit pe an 1,5 milioane. Șeful de la Andreea și acolo 5 directori. Nu i-o dat afară. Și nici salariul nu l-o tăiat. Dar de ce voi trebuie să-i dați lui 115.000 de lei pe lună? Lămuriți-o și nici, vreau să înțeleg. Voi dacă îi dați-o lui 115.000 pe el, nu mai e mită de la nimeni. Gata, el o că când ne aduce cineva bani, spune, nu, eu am 115.000 de lei pe lună. Voi înțelegeți că ce și vă spun eu, asta e bătaie de joc de moldovenii noștri care trăiesc de la zi la zi. Și ei se uită declarația de avere. 1,5 milioane pe an. Dar dacă îi dai numai 500.000, nu o să-i ajungă. Nu o să-i ajungă 600.000. Îi trebuie 1,5 milioane. Ia că băieții ăștia care au pus mâna pe putere, astăzi îmblă prin Republică cu gazete și când mă uit la fotografiile lui Spânu cu niște bunicuți care stau pe marginea drumului și vând și le-au mai rămas prin casă și el stă cu gazetele și elea cu un braț de gazete și cu zâmbet și cu 8 milioane care le-au declarat că le-au venit în ultimul an și el îi povestește bunicăi. Eu pur și simplu imaginea asta nu-mi iese din cap, pe cuvântul meu. Ia că în locul lui, pe ăsta trebuie cel puțin să-l ascundă dracul undeva, să nu iasă niciodată. Ăsta să nu distribui gazete Spânul. Și cel puțin Spânul să nu distribui gazete. Pentru că el, milionarul, real milionar, el numai anul ăsta a declarat că are 4 milioane venit. El se duce la bunica care stă pe marginea drumului în colb și îi dă gazete și îi spune că integrare europeană și referendum, ca să știi, ca tu la anul să mai ai 4 milioane, mizerabilule. Tu nu vorbiți așa. Dar nu poți, mă, oamenii de frică nu spun nimic, să tem. Dar ăștia au capturat. Și eu v-am spus înainte de asta, am făcut un live alaltă ieri și am spus, capturarea statului, recapturarea statului e pe ultima 100 de metri. Recapturarea statului de un grup îngust, din cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate, este pe ultima 100 de metri. Unul din deputații lor mi-a recunoscut între patru ochi. Și-au spus un lucru pe care nici ei încă nu-l înțeleg. El a spus că, uite, noi acum, după 2 ani, 3, am înțeles ce se întâmplă în cadrul partidului. Întrebarea noastră e pentru tine, de unde tu în 2022, pe 11 ianuarie, în fața Parlamentului ne-ai spus că ăsta are fracțiuni, când ne terorizează, că de unde tu știi ei, că nici SIS-ul nu știe. Iar că noi după 2 ani de zile recunoaștem că astăzi el nu are numai 13, dar deja are majoritate în cadrul Parlamentului, în cadrul partidului. El deja, eu deși v-am spus, eu când am început să vă spun cine le scrie agenda de dimineață, eu vă spun foarte serios. Omul scrie agenda la președinte, la prim-ministru și la șeful statului, cât n-ar fi de straniu. Și vă spun o chestie, discuția care a fost la președinție și discuții dure, știți ce a fost? Mai vrei și președinte. Apoi închide gura. Ori ne dai 10 milioane de dolari ca noi să câștigăm alegerile, să cumpărăm, să fraudăm. Ori te dai într-o parte, te duci și faci fotografii unde vrei, noi o să consolidăm fiecare ramură, unde aduce bani, o să consolidăm și o să aducem 10 milioane de euro în cadrul partidului și o să facem referendum și președinții și tu ai și președinte următor 4 ani de zile. Ia că asta a fost discuția dintre șefii Partidului Acțiune și Solidaritate. Și voi vorbiți despre integrare, despre referendum, despre democrație. Ăsta le-au spus în față. Dați bani. Dați bani. N-aveți bani, dați-vă dracul într-o parte, fășeți fotografii, eu am să consolidez. Și uitați-vă ce vă spun eu, pe ultima 100 de metri.
Schimbarea ministrului. Nu vreau să o apăr pe Rodica Iordanu. Nu vreau să o apăr pentru că ei au făcut alt greșeli care pentru asta trebuie să răspundă penal, legat cu metalul de la MMZ. Dar ieri dimineață nu știe că-i demisă, o sună presa și îi spune: doamna ministru, dar nu mai sunteți. O schimbat-o într-un hal, fără de hal, și îl pune pe un apropiat de-a lui Spânu, un prieten de-a lui, ca să știe. Vă spun eu, al doilea fond după mărimii din Republica Moldova este fondul ecologic. Nu într-un detalii, cei care o să urmează să vadă, o să vadă cât e fondul ecologic. Și uitați-vă, lui trebuie bani. Fiecare fond, fiecare proiect o să fie condiționat. Vrei proiect pentru canalizare, pentru apeduct. Nu contează la primărie și nu contează la partid. Pentru că azi trebuia să aduce atâtea voturi. N-a bani pentru canalizare, pentru apeduct, pentru că noi ăștia. N-ați bani de la noi la fond. Doi, a doua zi. De ce nimeni nu a vorbit? Că eu am vorbit 2 ani de zile că se taie pădurile ca pe timpul lui Voronin, ca pe timpul lui Dodon. Se taie, se centralizează și banii vin la partid. Nimeni nu a vorbit. Cum a venit nou ministru, a doua zi, șeful de la Moldsilva pleacă. Știți cât e Casa Neagră la Moldsilva? Vreți să vă spun? Am spus-o public. Sunt 200 de milioane. Mi-a spus-o pătrare din interior. 200 de milioane de lei. Știți cum funcționează? Vă spun o lecție întreagă. Că eu specialist în păduri. Cum se taie parchete, cum se vinde la negru și restul și rămâne și nu se poate vinde pentru că s-o vândă la negru, rămâne în pădure. Și a doilea an tăiem alt parchet, iar vindem și la negru ca să o împărțim între noi. 200 de milioane. Iată și face misterul ăsta. Centrează tot. Am la vamă. Peter Almazan l-a dat afară și a făcut un scenariu demn de film. Am spus-o. Vreți să continuăm peste câteva clipi de buget, că nu o să reușim cu vama. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor, domnule președinte. Noi vorbeam înainte de publicitate și voiați să vorbiți despre demisia șefului Vămii, adjunctul, și telegramul scrie că urmează și al doilea adjunct și-și dea demisia. Da, tot conducerea. Aparent, după scandalul de la aeroport, când au fost reținuți 3 copii de deputați, pentru că ar fi luat mic. Eu am spus-o public și o repet încă o dată. Și aici n-am auzit de la alți partide de dreapta. Ăsta a fost scenariul de film Aleagă Hollywood. Cine crede, iată, eu pur și simplu dau niște întrebări, cine crede că 3 copii de deputați în tot, nu știu, în toată vama Chișinău sau în tot vama aeroport, trebuie să-l merească toți într-un schimb? Dar ce unul într-un schimb, unul într-un schimb? Asta au lucrat cadrele ca să-i stabilească pe toți într-un, ca să dă ei bine la televizor. Asta a fost o chestie internă, ca să dă ei bine la televizor și să pună presiune ca el să dimită. 3 copii de deputați, 3 copii care tata, mama e deputat. Și? Dar și noutate. Noi de mult vorbim despre faptul că nu ai nicio șansă, mai ales și din diaspora. Diaspora care, veniți acasă, vă implicați, că noi ați vedem locuri de muncă. Și am spus-o, n-ai nicio șansă să fii inspector vamal, inspector la SIS, ministru. N-ai nicio șansă dacă nu ai tata deputat, mama deputat, ministru, n-ai nicio șansă. Uitați de lucrul ăsta. Și dacă o să revenim de la vamă și o să vă fac un apropo cu alți copii de demnitari, niște scheme de tidoare capul. Cât mai mult afli, cu atât mai mult înțelegi. Băieții ăștia fac un scenariu, îi pun pe toți ăștia 3, că au probe, că n-au probe, e alt subiect, nu intru în detalii. Arată la toate televizoarele, presa galbenă de dimineață până seara trembițează, bă, și doamne ferește ce-o făcut. Iese ăsta care îi plouă în gură, șef de parlament, spune: demisia, demisia. Stați eu leacă-i. Dar care demisie? Dar pentru ce demisie? Că mama de unui copil, de inspector, trebuie să răspundă pentru ce și-a făcut fiica. Presupunem că a făcut. Dar presupunem că nu a făcut. Dar de ce îi cer demisia? Dar ce n-ai cerut demisia altor șefi care încă sunt mai corupți și care am vorbit public? Dar de ce niciodată n-am auzit să-l mustreze șeful parlamentului pe Andrei Spânu? Spune, ei, stați o leacă, dar și cu combinațiile la aeroport, hai că ne faci rușine, de la dracului. Lasă-i, știți cine vrea, numai nu mai mergi pe la gardeul ăsta, că pur și simplu ne facem de rușine. Deși nu a ieșit grosul, dacă el e corect și e șef și merge pe lege. Dar o găsit o doamnă să facă din trânsa țapii spășitor. Asta a fost scenariu, dar tot scenariul ăsta nu e ca să-l demiți pe șef. E runda. Șeful, eu vă asigur, dacă se duce eu și îi spune lui Talmazan, dă-te, te rog, la o parte, el se duce singur, fără șmecherii. Eu am vorbit public despre colectările de mită din VAM. Acolo este un grup care lucrează nestingerit și nu se rupte legăturile între dânsi și încă de pe timpul lui Balețchi. Pot să vă dau toată lista de nume, care, unde, cine, interfață, care coordonează, care face acolo. Un grup care a colectat bani pentru Filat, pentru Plahotniuc, pentru Dodon și mită au fost centralizată. Talmazan are și negativi părțile lui care nu reușesc să-și facă echipă, dar eu acum dau seama că fiecare deputat vine și spune că ăsta e cu mătru, el la vamă, ăsta e și eu, el la vamă. Și sigur că omul ăsta nu putea să facă nimic. Dar
El nu a centralizat mita la nivel de industrie. Și ăștia care astăzi au pus mâna pe putere reală, nu că sunt la guvernare, că la guvernare sunt mulți de la PAS, sunt mulți la guvernare, mulți deputați, care au spus și tot deputați cu ce au venit. Nu-ți duc nimic în plus. Dar așii care au pus mâna grupul ăsta, că e un grup de oameni, apoi au nevoie de vamă, pentru că de acolo se poate scos câteva miliarde pe an, asta sunt câteva 100 de milioane, de exemplu, de dolari, care pot scoate din vama moldovenească. Și ei o au să pună, deja au pus, și nu, că băiatul ăsta nu vreau să mă pronunț, știu și eu mai mult din cariera lui, din și grupirov că faci parte, dar ei au pus la nivel de industrie. Și am vorbit cu oameni, nu vreau să le dau numele, din sistemul vamal, care o să Vasile plângând. Ne grămădesc și ne spun cât trebuie să strângem și cât trebuie să dăm. Până nu a fost așa ceva. A fost o perioadă, da, mai luam, noi mai stăteam, mai făceam, mai ales în interiorul Republicii Moldova. Că și aici și ține de vamă, leușeni, sculene, astea care merg pe prut, acolo e conveier. Conveier. Acolo, eu când am fost și am filmat Anta care strânge câte 50 de euro, câte 100 de euro de la fiecare camion care iese, mai ales miercurea, și se grămădesc la 300 de camioane care iese, da, de astea, microbuzele care se duc în Italia, Franța, Germania, toți plătesc 50 de euro, toți. Duceți, porneți camera și când iese miercurea, că eu am filmat un film de un metru, de o oră întreagă, și oamenii spun eu, 50 de euro, 100 de euro, indiferent, mai ales dacă e autocarul mare. Apoi de la Anta strâng 50.000, 30.000 psar, de dolari. Și asta nu-i exagerez. Oricare care merge cu microbuzul o să vă confirme. Apoi că ăștia sunt bani, sute de mii care se centralizează și vin în suportul partidului parțial și o parte se duc în băieții ăștia șmecheri care au pus mâna pe putere. Și ăștia o centralizat și o administrat acum numai nu în interesul național și nici în interesul european. Băieții pur și simplu în interesul lor personal. Și l-au dat afară pe Talmazan. Și o să mai facă niște rocade. Și o să vedeți că o să termine discuțiile de la vamă. Nu o să mai vorbească nici de contrabandă, nici de țigări, nici de spirit, nici de alte substanțe interzise. O să raporteze. S-au strâns atâția bani. Și la partid iar vine cealaltă cu torba care trebuie să vină și gata. E ca să-i toată șmecheria cu vamă. Poveștile astea, îți dea dormi copiii. Eu vă spun de altceva. Eu ne-am băgat capul de unăz. Ne-am băgat capul, mult spus. Lider politic, l-am pomenit pe unul, pentru că Valeriu Ostalep îl pomenește public, pe unul Ciumacenco, și îl pomenesc și eu în contextul în care ăștia au distrus sistemul ăsta de securitate. Și credeți, ca două zi, Ciumacenco ăsta, am înțeles că e colonel, îmi scrie un text, ca așa de un metru, că n-am dreptate, că eu sunt așa, că eu... Zic, stai bă, volea, că da, tu cine ești? Și când am început să mă documentez și îi ține de SIS, bă, de acolo îți pui așa mâinile în cap și se întâmplă în SIS. Eu am impresia că mai chiar habar n-are ce se întâmplă. Acasă, băieța, la SIS, ăsta, Alexandru Musteață, nu rezolvă absolut nimic și îl cheamă nici într-un fel, pe dânsul nu le ia nimeni în considerație. Așa cum am spus-o și data trecută, este unul druță care decide tot, pe verticală și pe orizontală. Are o casă și la Valea Morilor de câteva milioane și care toată viața au fost... Apoi ăsta druță, îi văr cu druț care e deputat de la Maia Sandu din Parlament și care tipa e din diasporă. Dar și ca lui Druță, care e deputat, e consilier al lui Maia Sandu la președinție. Dar alt deputat care e de la Maia Sandu, și orice președinte de Raion, dar alt deputat. Eu dacă încep să vă le pun pe foaie, spuneți, băi, care democrație, care Europa, băi, și vreți voi de la mine? Apoi că eu când încep să știu lucrurile astea și când am început să vorbesc despre chestiile astea, apoi deodată o buhnit pe un grup de Telegram, băieții din interior, din SIS, sunt și patrioți acolo, care au fost eliminați treptat. Apoi că Ciumacenco ăsta, care ies într-o înregistrare video din Transnistria, a fost responsabil. Pentru oameni vreau să lămuresc că nu se discută. SIS-ul nu se discută deloc în spațiu public. Ciumacenco ăsta a fost 10 ani de la Plahotniuc, de la Dodon, 10 ani la rând, a fost șeful unei direcții extraordinar de importante din SIS, care răspundea despre ordinea constituțională și răspundea de Transnistria și de Găgăuzia. Și el împreună cu unul talmazian, în Transnistria vorbesc despre cât costă serviciile curvilor. Nu o spun eu, o spun ei cu gura lor. Și unul dintre cei care l-au filmat, așa spune, cât costă 50 de euro? Ei, dar mai ieftin nu-ți poate, o scă. Dar și alalt care după cameră și-l filmează, îi spune, o scă, e, și cu tine, el costă 100, 150 de euro, asta el nouă ne-a făcut reducere. E ca să-i doi colonii de la SIS discută între dânșii în Transnistria. Amu, unul dintre dânșii, după scandalul ăsta, că oamenii din SIS o scă, tu ne filmezi pe noi, colegii noștri tu-i filmezi și încă de la tine au apărut filmul. De tare și l-a obișnuit actuala guvernare, că el a fost până de ună șef la secția asta. Apoi că șeful ăsta îl trimit șef la biroul de reintegrare,
responsabil de Transnistria. Dar pe șal care întreba că și îi spărie că curvele scumpi cu 50 de euro. L-a trimis șef la București în omul delegator dintre SIS și SIE românesc. Voi vă închipuiți ce funcție are el. Am întrebarea mea, el la București cu ce se ocupă? Abia că asta e securitatea noastră. Și după ce ne-am băgat capul între dânsii, când n-am avut mare dorință să mă bag în SIS-ul nostru, că noi început a ieși pe telegramuri informații și eu sunt sigur că după emisiunea asta o să apară mult mai multe informații despre Vasile Costiuc, de și nici n-am făcut și din copilărie, că ăștia de la SIS au niște neamuri. Unul e verișor, unul o jogă e verișor cu unul, un mare blogger care a fugit de acasă și e un fel de vneștatnic satrudnic la SIS și de psihotare face scurgere de informații prin intermediul SIS. SIS-ul prin intermediul lui îi livrează informații și așa la toarnă zoi, peste guvernare. Cel mai important, SIS-ul livrează informații la blogerii plătiți ca să toarne informații urâte despre guvernare, despre toți cei care lezează cumva interesul celor din SIS. Apoi, ia că eu următoarele zile deja mi-e închipuie că eu și așa am văzut că unul cu o Škoda de urma mea, o să mă fotografieze unii, m-am parcat și am făcut, ăștia stau din urma mea toată ziua. Băi, SIS-ul, voi n-aveți cu ce vă ocupa, nu mai avem contrabandiști, nu mai avem demagoși, nu mai avem zona transnistreană, Maia Sandu. Să-i așa oamenii trebuie la SIS, colonii de ăștia. Eu după astfel de scandaluri publice îi fugărem dracului pe colonii ăștia care lucrează numai nu pentru noi. Exact ca și misterul ăsta. Ați văzut cum l-au acoperit? Iată, presa a dat o investigație cu ăsta cu prevetingul, că asta e linia roșie. Linia roșie. Și sper că eu mi-am notat o chestie și am să o scăp din vedere. Linia roșie a actualei guvernări se numește reforma justiției. E deja e pierdută bătălia, dar ce se întâmplă astăzi e o chestie rușinoasă. Eu am văzut experți, constituționaliști, juriști, foști șefi de curți constituționale, care recomandat celor care astăzi conduc să-l fugărească pe Herman von... Știți cum îi spun în Telegram? Nu trebuie să... Nu să-i spun. Nu, dar cei care... internauții știu. Herman von... tot cu H. Hebel. Așa. După și el... apare în investigația doamnei Cozonac că e lipsit de integritate, că au făcut niște reforme în care au prejudiciat cu milioane curtea de la Haga, că au fost și de acolo fugărit, când în Albania nu și-au mai făcut. Un om lipsit de integritate, un om lipsit de moralitate, el e șeful comisiei de integritate la noi și de preveting. Băi, dacă eu nu invinuiesc pe ești la guvernare, să presupunem că nu n-o știut, nu n-o cunoscut, nu s-a documentat. Cum spune unul internaut, Google v-am pomaș, că dacă scrii pe Google îți dă toată istoria lui. Băi, dar recunoașteți public, Olesea Stamati, care a spus-o în discuții cu Cozonac, i-a spus că ne-am fript cu dânsul, dar nu mai știm. Bă, dar ieșiți public, că voi sunteți suverani, voi reprezentați poporul, spuneți. Am greșit afară, adus și altul, ca această comisie să-și desfășoare activitatea și să nu fie suspiciuni că e cumva nu integră. Nu, îl acoperă cu brățări. Toți care grăiesc, sunt mâna Moscovei, toți care vorbesc, sunt împotriva reformei. Care reformă, mă? Ăsta care bea ceai și își bate joc de mama unui judecător din Italia? Aici să ne facă nouă reforme? Și deși eu, întrebarea mea către conducerea statului. Maia nu a spus nimic, Grosul nu a spus nimic, Recean care dă sfaturi la cei de la Curtea de Apel cum dau vreo, emit vreo sentință și face imixiune în justiție. Deși nu a spus nimic de data asta. Bă, Herman, dar nu vrei să te duci înapoi acasă, în Olanda, de unde ești? Hai, du-te la Crescu Patlajel, lasă că noi să ne ocupăm noi cu reforma noastră. Ceea ce vă spun eu, și vreau să ajung la o concluzie pe care, e concluzia mea personală. Eu nu înțelegeam o chestie și am întrebat multă lume care monitorizează procesul politic îndeaproape. Deși, procurorul general, în 3 ani de zile, noi n-am putut să alegem un procuror. Deși nu s-au ales, că n-am putut. Deși procurorul general nu i-a ales. Pentru care garantată o poziție clară, chiar dacă ăștia și-au bătut joc de fostul procuror, dar procurorul votat, ales, pe care e democratică, are un mandat. Are un mandat de reforme, de organizare internă a treburilor în procuratură. Are legitimitate. Deși 3 ani de zile, am și termină mandatul lor. Și din discuții pe care le-am avut, am ajuns la o concluzie. Că, de fapt, procesul a fost sabotat din interiorul lor, de la PAS. Și vă spun de ce. Băieții ăștia, care astăzi au reușit să concentreze toată puterea economică, financiară, mediatică, care dau salarii în plic și la presă și la tot, au niște consilieri extraordinar de buni. Eu aici, jos pălărea pentru noi. Și băieții le-au spus, întindeți interimatul procurorului general până aproape de finalul mandatului politic a vostru. O să alegeți procuror general
pe ultima sută de metri, după alegerile prezidențiale, probabil o să fie ales procurorul general, un om loial grupului de interes. Încă o dată repet, toată lumea știe și o să confirm și spun eu, care astăzi va controla procurorul general numit, va controla următoarea guvernare 4 ani de zile. Răspund pentru cuvintele mele. Și grupul ăsta de care vorbesc eu astăzi o să scoată din mânică un om pe care nu-l așteaptă nimeni și o să-l pună după alegerile prezidențiale sau până la alegeri, nu mai contează. Dar pe ultima sută de mandat a actualului Parlament, ca să-i dăi un mandat de 5 ani de zile și guvernarea următoare o să fie ținută ca așa ea de procurorul general și procuratura subordonată politică. Și ce-i cu torba cu bani, cum a făcut și Plahotniuc, că bătăliile tot timpul au fost procurorul general. Și Platon, tot procurorul general l-a luat în 2012. Și Plahotniuc în bătălia cu Filat, nu i-a trebuit vama, nu i-a trebuit fiscul, lui i-a trebuit procurorul general. Și pe urmă a subordonat toată justiția. Iată, noi astăzi îl creștem pe un mic Plahotniuc la Chișinău. Și ăsta are o școală foarte bună. Și vă spun încă o dată, procurorul general, dacă nu se implică partenerii de dezvoltare și mai nu înțelege că n-are nicio șansă, ori ei deja știe tot scenariul ăsta și eu spus, noi să avem 30 de mandate, 20 de mandate și o să, eu îți garantez că o să găsim, noi am multe facem tine președinte, noi o să mai luăm 30 de mandate sau 20, nu contează. Restul o să le grămădim, o să vezi, dosare penale, închis și o să voteze toți și o să avem majoritate până în 2029. E că este planul lor. Vă pare puțin, neverosimil, bani sunt, putere este, procuror ai, SIS-ul este, băieți. Ruliu, cât războiul e departe și Putin în care probleme Ucraina, noi la noi acasă facem și vrem noi. Dezmăț în numele tatălui. Felicitări grupului de interes, dar să știți că nu-i doar legat de procuratură. Eu știu ramificațiile lor în Consiliul Suprem a Magistraturii, în Curtea Supremă de Justiție, a celor care eu vorbesc astăzi, în cunoștință de cauză, judecători care au... Lucrurile sunt mult mai grave decât ne le prezentă nou. Eu, de exemplu, vorbesc public și am fost preîntâmpinat, numai că ei știu că eu nu mă tem de ei. Le-am spus-o în față, că au venit de ăștia fraieri, noi astea închide, măi, mai ai agrăie atât, măi, că ne enervez numai. Băieți, unii-ți vin, numai nu veniți acasă și stresați familia, unii-ți vin, la care e izolator? Eu vin, volum de zile am să fac taman de asta cu smerea, am uit post, nu o să mănânc volum de zile, poate mai slăghesc o leacă, mă împărtășesc și eu ca omul, ca altfel nu tem. Nu mă temă de voi, chiar dacă mă monitorizați, îmi publicați, eu declarația de avere o public într-o săptămână când îmi dau asta. E la mine tot transparent. Puteți să mă monitorizați și SIS și SMIS. La băieții ăștia tot e organizat în afară de o chestie. Ura socială nu poți lecui cu nimic. Ura socială care o provocat-o în ultima perioadă, nu o lecuiești cu nimic. Și dacă ei cred că noi o să regulăm, noi o să facem, eu cred că nu. De asta la noi... Domnule Gonța, vine un nene de sondaj, n-am mai discutat și despre diaspora. Vine un ambasador din... Mai avem timp. Vine un ambasador extrem de important, ambasadorul ucrainean la Chișinău, care e trimis acum. Cei care nu știu, se schimbă ambasadorul ucrainean la Chișinău și vine un nene care a fost într-una din cele mai importante funcții în Ucraina pe timp de război, asta înseamnă Consiliul Suprem de Securitate. Astfel de oameni, cu astfel de experiență politică, pot să meargă ambasadori în Statele Unite, la Bruxelles, în China, în centrele, la NATO, nu știu, în centrele de putere mondială, mai ales tot fiind o țară în război. Dacă îți trimite un șef atât de important la Chișinău, apar întrebări. Deși, noi doar nu reprezentăm nimic. Ori totuși există niște strategii, niște așteptări sau niște pericole pe care noi nu vrem să le recunoaștem la Chișinău, dar ele există. Și ținând cont că SBU ucrainesc și Ucraina și ţărăul și americanii, înțeleg foarte bine că băieții ăștia s-au apucat de ciordit, de furat, de hoțât și nu-i interesează ce urmează ca și scenariu politic, ăștia vor veni să coordoneze o parte din activitățile politice, ca să nu le spunem altfel, și ca nu cumva la următoarele parlamentare în Republica Moldova să avem o guvernare hibridă, pro-rusă, care să blocheze 400 de kilometri de hotar cu Ucraina, în sensul în care nu trece grâu, nu trec armament de la noi încolo, că toată lumea știe că pe la noi trec o groază de armament, pe la noi trec, practic, și alimentează linia frontului cu motorină, benzină. Noi suntem un punct extrem de important în acest război, logistic vorbind.
Și ca să nu se întâmple la Chișinău, că vine o guvernare pe fundalul dezamăgirii totale a societății în așa numită guvernare pro-europeană, poate să vină o guvernare hibrid, încă o dată repet, formată din 3-4 partide care au alt Dumnezeu. Și noi să ne transformăm într-un stat inamic, într-un stat neprietenos, diplomatic vorbind, în spatele Ucrainei. Eu numai așa pot să-mi explic de ce vine un atare funcționar, un atare demnitar ucrainean la Chișinău. Că altfel, la și să vii, mă, că noi suntem 3 oameni aici. Da, omul e prea important, serios. La pensie îmi trimis în Statele Unite. Da. Șeful Consiliului Suprem de Securitate nu vine la Chișinău, mă, că n-ai și faci. Domn Costiuc, haideți să încercăm să revenim la scenariul meu. Hai. Dar ne-a spune și nou. Da, dumneavoastră întotdeauna ne spuneți că vorbiți cu ai noștri de peste hotare. Cu ai noștri de prin Statele Unite sau Canada ați vorbit. Da. Cineva este bucuros de acest vot prin poștă sau cum se cheamă el, corespondență? Eu sunt sigur că o să mă urmărească un băiat, Vasile. Am vorbit cu el o oră de vreme. Unul din băieții care au activitate economică și sunt destul de prosperi în Statele Unite și care au investiții la noi la Chișinău milioane de dolari. El mi-a spus, unii are investiții, Vasile, vreau să vând totul, pe cuvântul meu, vând totul, și dacă vrea poate să o spună public, dacă nu, ei ne-au invitat în Statele Unite. Vând totul din Republica Moldova. Eu, care patriot, am investit ani de zile și nu mai vreau să aud de Republica asta. Și mi-a spus niște supărări de ale lui care le are cu actuala guvernare. Și el spune, uite, azi, cât e? Început de aprilie. Îți spun o chestie. Aici unii 60.000 de moldoveni la Chicago, dacă o să votez 1.200, o să fie mult. Eu și spun astăzi, Vasile poate confirma, poate infirma, poate să facă orice. Dar eu vă spun, discuțiile mele de pe WhatsApp, el m-a contactat și spune că eu eram supărat pe tine și te-am criticat și ți-am scris mesaje negative la adresa ta pentru că mi-i spărea că tu când critici guvernarea asta, tu ești de așa la care ei spun că ești de alu Plahotniuc. Dar azi îmi dau seama că ei sunt alu Plahotniuc. Și tu ai avut dreptate. Dar au trecut 3 ani de zile ca să înțeleg lucrul ăsta. Și ei spun băieții ăștia că nu o să voteze, eu îi înțeleg și îi cred. Și tot povestea asta cu votul prin corespondență nu schimbă ecuația politică deloc. Vot prin corespondență putea să schimbi cumva, dacă era pentru toată comunitatea din diaspora. Cumva. Încă o dată. Dar cel mai ușor era vot electronic. Asta am solicitat în 2021, în 2020, în 2000, când mergem și strigam în gura mare că votați Maia Sandu. Vot electronic, pentru că sunt 1,5 milioane de oameni. Și ăsta ar putea să balanceze votul mai puțin democratic de la noi de acasă, care e supus presiunilor psihologice. La noi sărășia, că ăștia să dau părerea cu moldovenii să vând. Nu, băi, voi ne-ați adus la sapa de lemn și sigur că cineva o să speculeze și o să ne cumpere votul. Sigur că așa o să întâmple. Nu o să ne-o cumpărat ceilalți, ne-o cumpărat ăștia. Acasă suntem vulnerabili pentru că suntem săraci. Și vouă vă convine sărășia noastră pentru că suntem vulnerabili. Și ei de psihotare nu mai sunt vulnerabili. Nu că ei tare-s bogați, dar nu depinde de hrișca voastră, de macaroanele voastre, nu depinde de televizoarele voastre, nu depinde nimic. Voi nu puteți face nimic. De asta votul din diaspora era unul extrem de important pentru echilibru de acasă. Astăzi, fără votul masiv din diaspora, dar eu mă tem că o să fie în jumătate cât s-a votat ultima dată. Dacă o să fie 130.000 de pe toată diaspora, o să fim foarte bucuroși. De la 260.000 cât au votat la prezidențiale, dacă o să voteze 130.000, eu consider că o să fie o cifră mare de tot. Votul electronic trebuia introdus pentru toți. Cum trimiți acasă bani, așa pot să votez. Acum securitatea votului poate fi asigurată. Iată, mă, banii pot fi trimiși, mii de euro trimiși, pentru un cod. Am venit, am confirmat codul, punct. Sunt tehnologiile, s-au dus mult înainte. Ăștia trimit corăbii cosmi și în cosmos noi ne temem să votăm. Nu se dorește. Am întrebarea mea pentru cei care astăzi conduc. Nu se dorește, de ce? Care sunt argumentele? Juridice, politice, economici, de ce nu se dorește? Voi ca să trimiteți scrisori care costă 50 de euro, voi sunteți serioși? Eu nu ca să vă spun că sunteți sănătoși. O scrisoare costă 50 de euro. Voi și, n-aveți ce faci cu bani. Un vot electronic e 2 cenți. Faceți-mă vot electronic. 1, 2. Acum, de la 1 aprilie, iată orați o problemă din diaspora, dar ține de diaspora din Europa. Oamenii trebuie să știe, odată cu intrarea României în zona Schengen de la 1 aprilie pe cale aeriană și maritimă,
ei terestru încă n-au intrat. Numai că nu știu de ce românii vor să arate că ei sunt mai Schengen decât ungurii și toți cei care aveau pașapoarte biometrice știu foarte bine că după încălcarea termenului de ședere de o lună, de două, de trei, cât trebuiau să stăie. Dacă stăteau mai mult cu o zi, cu două, trei, la unguri dădeau 50 de euro sau plăteau o amendă. Era opțional. Am înțeles că deja erau... Și oamenii vineau acasă și se întorceau înapoi. Și chiar dacă mai încălcau cu o zi, cu două, cu trei, nu mai știu. Astăzi, la intrarea din România spre Republica Moldova, sunt coborâți din autocare, sute de moldoveni, sute, duși la Iași și deport 5 ani de zile. E o problemă care ia torații și credeți-mă că o să fie lovituri, piste lovituri în guvernarea actuală, pentru că ei au făcut apeluri, eu am vorbit cu multă lume, au făcut apeluri pe toate căile posibile, către deputații din majoritatea parlamentară, toți ăștia care reprezintă diaspora, către Maia, către Grosu, către Alaiba, către cine vreți. Oamenii caut soluții. Am o întrebare noastră, mă, zona Schengen, eu înțeleg, dar noi am ajuns moldovenii mai răi decât arabii, voi și ne cătați pe noi la unghi. Eu nu recomand nimănui să încalce termeni ședere. Dar viața noastră e așa, că noi fugim de sărăcii de aici și acolo dacă ai găsit un post de muncă, nu vii când vrei tu acasă, că eu azi vreau să mă duc acasă, că n-ai cetățenie, n-ai pașaport românesc, tu n-ai nimic, ai un buletin sau un pașaport biometric. Și oamenii noștri de sărăcii încalcă. Închipuiți-vă oamenii care au venit astăzi acasă, iar munca și ei de acolo care zuceau ei, era o sursă unică de întreținere. Și astăzi ei nu mai pot să întoarcă înapoi. Oamenii ăștia și fac. Dar sute de oameni. Dar la Paște acum o să vină mii de oameni care nu știu încă și încă măcar guvernul nu le-a preîntâmpinat. Băi, veniți pe calea aeriană. Veniți naibii la avioane, luați-vă pașapoarte albi din ambasadele de acolo, veniți acasă până noi guvernarea o să căutăm Maia Sandu cu cineva, o să întâlnească cu Iohannes, cu conducerea Uniunii Europene cu care spune că avem deschidere nemaipomenită. Dacă aveți deschidere, duceți mă și vorbiți, bă, dar fășeți o excepție pentru moldovenii rătășiți, că nu sunt hoți, ăștia lucrează, mă, ăștia strâng șireși, banane, căpșuni prin Italia, Franța, dați-le mă voie să vin acasă, duc să lucrez, că nu-s vagabonzi. Găsiți soluții, Maia Sandu, cătați soluții pentru oamenii ăștia. Am niște companii șmechere că au văzut că vin moldovenii acasă, de-a mă caut să-i recruteze și să-i ducă în Israel, numai să nu rămân aici. Eu problema asta o cunosc de la început de aprilie. N-am nicio putere de a interveni, că n-am cum. Exact ca și cu problema din diaspora care a fost reclamată și m-au contactat foarte mulți oameni care au primit scrisori acasă, în Republica Moldova, cu înștiințare oficială că dacă nu plătesc polița de asigurare, vor fi penalizați și vor fi impuși să plătească în loc de 1.000 și nu știu cât trebuie să plătească până pe 31 martie, o să plătească 12.600 plus 0,1% în fiecare zi penalitate plus, nu știu, penalitate. Mai scurt, grămădea o sumă colosală. Eu spun lucrul ăsta și îi preîntâmpin pe cei din diaspora. Au avut un efect, s-au uitat 1 milion de oameni pe Facebook și pe TikTok. Lumea au înțeles, pentru că ăștia au înștiințat 100.000 de moldoveni. Iese Radu Marian și mă învinuiește de fals, de minciună și îmi scrie un text întreg la postarea noastră și iese la tribuna parlamentară și face declarații. Vasile Costiuc spune minciuni, nu este obligatoriu polița de asigurare, nu trebuie să o plătiți. Dar noi am făcut o modificare la lege și după aceea să o votăm în Parlament, nu o să mai fie obligatoriu. Băi, el în 3 fraze spune 2 lucruri care îți bat cap în cap și e postat pe pagina lui. Domnul Gonța, intrați toți, intrați la Radu Marian și cătați. Vasile Costiuc spune minciuni, polița nu e obligatoriu, dar noi am făcut o lege, a să o votăm și nu o să mai plătiți. Dar legea încă nu e votată. Dar nu e votat. Așa că oamenii trebuie să înțeleagă, ăștia de la spus, la făcut, e uriaș de mult. Continuăm, domnule Costiuc, vă rog doar peste câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Eu am găsit știri bune. Noi se distribuie motorina donată de Guvernul României acum câțiva ani. Ce zic fermierii pe care dumneavoastră îi cunoașteți bine? Mulțumiți, fericiți, încântați. Eu am impresia că românii au adus o singură... Să nu mai trag iar un val de rușine. Nu știu, domnul Gonța, fermierii noștri de mult așteptau motorina, dar asta nu salvează și nu rezolvă problemele fermierilor, credeți-mă. Mulțumim statului român și să o spun din numele tuturor fermierilor. Mulțumim statului român. Mulțumim guvernării noastre, plică și unii că ați reușit să aduceți, după ce v-au adus fermierii 20 de canistre, voi cu canistrele ați reușit să aduceți motorina. Dar întrebarea... De ce a trebuit să treacă atâta timp? Și dacă orice proces
de Republica Moldova, care ține de un ministru sau altul, durează atât de mult, nu avem nicio șansă să implementăm politici clare în domeniul agroalimentar. Și asta am spus-o la dumneavoastră în emisiune și la AgroTV și aici, de la începutul acestui mandat a actualului șef de la Ministerul Agriculturii. Și mai era înaintea lui un alt șef de la Ministerul Agriculturii. Și am solicitat de la ei, în primul an de mandat, într-al doilea an de mandat, un plan de dezvoltare a sectorului agroalimentar. Vreau un plan clar. Să înțelegem și noi și ei care monitorizăm procesul politic și ne implementăm și venim cu politici. Că finanțarea asta, aiurea pe care o faceți și minimă pentru fermieri și pentru agricultură, nu salvează ramura decât până la toamnă. Finanțarea pe care voi i-ați promis-o, așa și nu s-o mai realizat, creditele astea pe care trebuia să le acceseze fermierii, așa și nu sunt valabile, trebuie să demonstrezi la bancă că nu ai nevoie de bani și atunci îi ți-i dau. Dar dacă tu ai nevoie și nu poți să demonstrezi și nu mai ai rapoarte, bilanțuri economice și financiare, nu iai finanțare. Uitați-vă scandalul care încă o dată demonstrează cât de puține soluții are ministrul agriculturii Vladimir Bolea în raport cu fermierii. Iese un monopolist, pentru că discuțiile din campanie au fost, noi am să dăm jos monopoliștii. Iese un monopolist care produce ulei la noi, Flores, spune că noi am închis fabricile că nu mai avem materie primă. Dați-ne voie să aducem materie primă din Ucraina. Ies fermieri și spun, dar noi avem 720.000 de tone. Dar și ala spune, dar eu vă cumpăr cu 3 lei răsărita, cu 4 lei. Mai mult nu vă dau. Că e monopolist. Că dacă erau 4-5, fiecare cumpăra și obligatoriu avea să lucreze și ceilalți. Și aveau de câștigat fermierul nostru care are restanță, are credite, are... Dar așa, asta e că nu-mi dați. Eu închid fabrica. Șantaj, monopolistul. Și am o Bolea cat să-i oferi pe o lună de zile dreptul de import a 300.000 de tone. În locul ăsta care e monopolist la producere de ulei, să cumpere de pe piața locală 300.000, 400.000, cât o mai rămas de la Floarea Soarelui, de la țărani, să-i dă 7, 8, 9 ulei, cât costă prețul real. 9 ulei și ceva, dacă nu greșesc, e prețul de piață. Nu, asta spune când bătaie de joc. Vă dăm 3 lei, 4 lei, așa bătaie de joc. Și partea asta, mă uit la guvernare, nu au soluții. Eu am așteptat că Consiliul Concurenței, care subordona Parlamentul și câte ori al întreg pe Igor Gros și se întâmplă cu Consiliul Concurenței, eu tot sunt nemulțumit, eu aștept mai mult. Gros o trecut 3 ani de zile, mai ia un an de zile și s-au terminat așteptările tale. Consiliul Concurenței trebuie să vină cu un raport, spună, nu-i corect, nu-i normal să existe un singur monopolist într-un domeniu. Și de alte domenii, nu vorbesc de asta, dar în concret segmentul ăsta. Iată așa, o să vedeți, o să treacă sezonul ăsta bine că a plouat măcar acum și în toamnă o să ne trezim iarăși cu aceleași probleme. Nu-i preț. Cineva șantajează, cineva terorizează, cineva îi impune prețuri derizorii la producția agroalimentară. Iar fermierii noștri, care nu au reușit să falimenteze acum, o să falimenteze în toamnă, în ceilalți primăvară. Și iar o să iasă cu tractoarele să spună, eu am așteptat că ministrul spună, măi băieți, uitați-vă, eu am înțeles, noi am mers în Comitatul European, noi am învățat cum se face agricultură, de exemplu, în Olanda. Noi vrem să luăm modelul olandez. Sau noi vrem să luăm modelul italian. Sau care model vreți? Dar luați un model și implementați-l la noi acasă, că noi suntem haotici. La noi fiecare face ce vrea. Noi ne avem o lege clară, spun, noi trebuie să ne asigurăm cu producții agroalimentare, cu carne, cu ouă, cu lapte, cu tot ce trebuie, singuri să ne alimentăm. Că ia că suntem în prag de război. Aici vorbesc, război. Cu ce să intrați în război, voi nu aveți carne să hrăniți soldații. Nu o buză. Domn Costiu, ieri a avut loc o conferință de presă a celor, a foștilor angajați de la Agenția Națională pentru Siguranță Alimentară. Vreau să vă întreb dacă în general știți subiectul, pentru că, bun, e adevărat, aproape nicio instituție mass media n-a fost la acea conferință de presă, aproape nimeni n-a reflectat, sau foarte puțin au reflectat, dar purtătorul de cuvânt al guvernului a comentat. A zis că declarații politice și jocuri politice. Dacă știți ceva, dacă nu, mergem mai departe. Știți pe și stupidă explicația guvernului? Prin faptul că sunt oameni care nu sunt șefi de partid, au ieșit oameni care au câte 10-15 ani lucrați în ANSA și fel de declarații politice. Ei și au spus demisia guvernului. Ei au spus că noi schimbăm vectorul dezvoltarea țării. Care și declarații politice au făcut așa de la ANSA? Așa de la ANSA au ieșit câțiva oameni care au fost dați afară de șeful actual pe criterii știute doar de el. Și oamenii ăștia spun, băie, suntem nemulțumiți că avem o experiență. Noi n-am fost dați afară pe corupție, pe acte de nu știu ce. Noi am fost dați afară abuziv și vrem să fim restabiliți și vrem ca acest șef să țină cont de profesionalism, de exigență, de... Asta au spus-o și ei de la ANSA. În loc guvernul să facă o anchetă, să vadă, da, dacă e adevărat, da, dacă sunt mai mulți oameni. Dar din cât știu eu, acolo sunt mai mulți oameni care au fost pur și simplu scoși din funcții și adus și alți oameni.
Și am mai multe discuții cu mulți dintre dânsii. Eu cred că o să vedem. Săptămâna asta o să am discuții cu ei, să văd într-adevăr care sunt subtilitățile. Dar îmi dau seama că e o ramură extrem de importantă pentru securitatea noastră națională, pentru că e vorba de securitatea alimentară. Și acolo sunt o grămadă de probleme. Și probabil anumite lucruri vor să se ascundă. O parte nu vor să iasă la suprafață. Eu îndemn pe cei care au și spune din domeniile importante ale statului să ia să vorbească, să nu steamă. Că oricum o să fie dați afară, oricum o să fie învinuiți de chestii politice. Eu n-am văzut acolo policieni în rândurile celor de la ANSA când noi ieșit în conferință. Dar întrebarea mea, dar de ce când este o problemă? Și e o problemă, nu? O ieșit niște oameni. Dar ce presa nu investigează? Dar ce presa nu invită? Eu am văzut ca și doamna care a ieșit de la aeroport. Dar ce nu? În afară de Gheorghe Gonța nu a chemat nimeni. Dar chiar nu interesează pe nimeni ce se întâmplă la aeroport. Dar chiar nimeni nu interesează nimic, toată presa noastră. Dar amu trebuie să înțeleagă cei care ne ascultă. Ia că de ce au făcut guvernarea fond pentru presă. Eu vreau să le explic, dar cam greu le lămuresc la oameni, că presa nu poate fi hrănită de guvernare și nu are dreptul. Pentru că îi domesticești și îi strici cu tot. Și ăștia nu mai sunt câini răi. Țineți minte când a făcut unul Muruian o declarație că ăștia sunt câini turbați. Uneori periculoși pentru societate. Săreau la gâtul lui din toate colțurile. Astăzi nici nu știu. Și să le spui câini turbați înseamnă să-i ofensez. Sau să le spui un compliment. Că nu, nici câini turbați, nici câini răi, nici câini... E, presa e controlată total. Și fondul ăsta, eu consider că e un fond nedemocratic. Un fond care nu trebuie să existe. Nu poți să hrănești presa din mână și să aștepți ca ea să scoată probleme de sistem, probleme de corupție, probleme importante și să le pună pe tapet, să fie discutate și rezolvate. Domnul Costiu, dați să-mi voi vorbesc și eu un pic la emisiunea mea. Da, eu pot să vă întreb eu dacă vreți. Lucruri pozitive. Iată, dumneavoastră n-ați vorbit, dar eu am găsit. Am intrat pe pagina oficială de Facebook a guvernului. Da? Guvernul construiește în toată țara. Peste 730 de proiecte au fost finalizate din cele peste 900 selectate în cadrul programului Statul European și Statul European Express. Beneficiar, peste 1 milion de cetățeni. În acest an au fost depuse 750 de dosare. Peste 80% din primării din toată țara au depus un proiect. Avem 800 de kilometri de rețele de apeoduct, asta în ultimul timp. 700 de kilometri de rețea de iluminat stradală. 100 de kilometri de rețele de canalizare și 12 stații de epurare. 330 de obiecte cu menirea socială renovate, școli, grădinițe, case de cultură, terenuri sportive și de joacă. Dumitru Alaiba scrie, avem o nouă oportunitate de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii. S-a semnat două acorduri de împrumut cu nu știu care bancă. 50 de milioane de euro pentru împrumuturi la întreprinderile mici și mijlocii și 44 de milioane pentru garanții. Tot domnul ministru al economiei zice, prioritatea noastră principală este dezvoltarea economică, iar sectorul privat este aliatul nostru cheie în acest sens. Tot el spune, împreună valorificăm întregul potențial al Moldovei. Peste Prut construim împreună poduri, conducte de gaze, rețele de electricitate și multe altele. Dar mai avem o mare construcție în viitor, zice același ministru al economiei. Vrem să conectăm piețele de capital. O să integrăm bursele de valori din Chișinău și București, să oferim companiilor moldovenești acces la capitalul românesc. Asta ar da un suflu pieței noastre de capital. O bursă de valori pe deplin funcțională ar susține investițiile în economia noastră. Nici nu știu ce să comentez. Dar nu e semnată de pe care planetă o vine știrea? Într-o planetă paralelă s-ar putea să fie, pentru că noi am învățat la... că există lumi paralele care nu se intersectează, dar se reflectă ca o oglindă. Dacă aici e negativ, acolo e pozitiv. Păi la dânsii tot e pozitiv. La mine, la soacra în sat, eu mă duc odată la 2 săptămâni să-i duc câte un butoi de apă, când nu are apeduct în sat. Și ăștia fac stadioane, fac nu știu și... Ăștia n-au priorități. Nu au priorități. Iată, un ministru adecvat puteți să ia și spune, măi, vezi, nu putem să facem într-un sat monumentul ostașilor sovieci, cu tot respectul pentru toți, până nu aprovizionăm toate localitățile cu apeduct. Asta e prioritatea numărul 1. Apă. Sunt bătrâni care nu au apă. Sunt 14 sate aici la Hâncești, filat a început proiectul, Nemțeni, Obileni, Dancu, toate satele cele pe malul Prutului. Pe malul Prutului și n-au apă. Pentru că a făcut un proiect de 87 de milioane, bani au băgat, apă nu-i. Nu știu ce mai trebuie de făcut, cum spune Nicolae Timofti. Ceva ar trebui de făcut, dar nu știu ce ar trebui de făcut, dar n-am făcut, dar ar și ghine să facem. Dar n-am făcut, dar apă nu-i. Și că e la vară, îl iau pe ministrul de mână, și mergem în satele celea să-i arăt că oamenii bătrâni n-au o cană de apă și fântânile săcate. Ia că este priorități. La soacră mea, eu am să filmez data viitoare când mă duc cu busul, mă duc eu busul
își pun butoiul de 200 de litri, mă duc la izvor cu căldarea în carcă apă, îi duc apă la bunica, o lăs acolo, iau niște bacuri mai mititele, apă de băut, apă de prelucrat, apă de udat la găini, apă de... că nu e apă. Și ăsta povestește. Am făcut, am dres, am făcut, am ieșit. Fă-mă apă întâi în satele noastre și stabilește priorități. 1, 2. Eu cunosc sate și intrați, Valentin Chelat, Cornați scrie pe Facebook. Într-un sat cu 1000 de oameni, el majorează și el, că nu mai sunt sate cu 1000 de oameni, dintre care 90% sunt bătrâni, le face stadion de 400.000 de lei. Eu în închipul cum babile zvârl cărja și fug și bat mingea pe stadion tăi. Bă, voi sunteți serioși, ei? Voi mai aveți a spălat bani, ei? Baba și ea așteaptă o cană de apă, nu stadion, mă, că ea nu mai bate mingea în viața asta. Poate ia să uite, dar copiii nu-s. La Sergiu, la Ucrainca, la Stefanco, au făcut stadion de 500.000. Duce și-l filmați. Presa asta hrănită din palmă. Mergi să filmați un stadion, că acolo copii nu mai sunt. În tot satul au rămas doi copii. Dar ei cum au jucat pitolașii noastre, că noi tot am crescut pitolași. Noi nu ne trebuie stadioane de sute de mii. Noi jucam pe iarbă, că iarba e sănătoasă. Noi nu avem nevoie de 400.000, 500.000 dați pe stadioane. Astea spălări de bani, domnule Gonța. De atâta lumea nu percepe adecvat ce îi spun ei. Ei sunt într-o lume paralelă. Dar ministrul a economiei, în general, stacă. Noi avem o creștere de 0,7. Și vorbește el, pe 2023. Pe 2024 încă e mai grav. El a zis că avem nevoie de o creștere de 8% anual ca să ajungem... Sigur. Dacă noi avem nevoie să fumăm ceva tare ca să avem și creștere economică. Că atunci indicatorii cresc rapid. Păi, oamenii ăștia... Dar care să iată, ca tu să ai o așteptare economică, eu, de exemplu, am făcut asta, și am impresia că dacă o să fie tot cum trebuie, eu o să am o creștere, un venit atât. Și eu făcut un ministru timp de un an sau de doi sau de trei, ca să spună că noi așteptăm o creștere de 8%. Am deschis fabrici, am liberalizat niște sectoare. Eu mă uit, acum TikTok-ul face minuni, mă uit în India. Oricare activitate, cât bate, cât faci și castruli, cât toarnă, cât nicăi nu-i autorizat, nimic nu-i licențiat, omul și-a făcut o budcă 2 metri și acolo toarnă, tai și fac export numai măhala și eu scu de 1 miliard de dolari. Dar banii vin acasă. Asta nu înțeles guvernarea. Băi, liberalizat tot. Și te duci cap să crești pui. Crești pui. Nu, trebuie să faci la documente. Și te duci cap să toarnă tigăi. Te duci cap să faci pluguri. Nu. Eu vă garantez că dacă astăzi eu vreau să fac o turnătorie de pluguri, eu mă înglot și mă năduș în colectare de acte. Este un om care a încercat să fac turnătorie la noi. Și avea și resurse, și bani, și tot. L-a gătuit în jumătate de an nici măcar actele de proiectare nu le-a obținut. Actele de proiectare. Ca să poată porni proiectarea, trebuie o serie de acte. Și nu a putut. Pentru turnătorie. Și noi... Vorbim de creștere economică. Liberalizați, dați-le voie la moldovenii și care au inițiative să facă activități. Nu-i cătați prin beșuri, nu trimiteți inspectori fiscali. Domnule Gonța, și faceți dumneavoastră așa, i-a arătat documente, care documente? Dă-i pași să facă, mă, dacă el o să vadă că are 10 lucrători și îi trebuie contabilitate ca să le plătească salariul, o să și iei contabilitate, o să legalizeze. Dar până atunci, poate nu împușcă startup-ul, cum spuneți voi. Dați-le voie, mă, să lucreze. Dați voi să răsufle economia. Ia că așa-i sugrum, ia că așa-i gătui și să uite la dânsul, poate să crească ceva. Și să crească, măi. Și să crească dacă voi l-ați gătuit. Eu cunosc situații, situații. Oamenii, pentru o vulcanizare, ca să nu înjur acum, câți hârtii trebuie și, Doamne ferești, să nu dai un cec la vulcanizare. 10.000 de lei amendă. Vă sunteți normal la capă. Pentru un bel, dar așa la omul, așa la oscă, băi, mă duc la mama dracului și ies bolturi în Italia, că acolo nu-și bagi joc de mine. Dar pe 10.000 am ieșit jumătate de an bolturi pentru 10.000 de lei. La roți, schimbă roțele. Nu, aia ia ca și să ocupă inspectorii fiscali. Sau cu exportul din nuci. Sau cu exportul, că e tot monopolizat. Domnule Gonța, economia noastră n-are cum să crească. N-are cum. Eu nu sunt nebun, dar eu mă uit la oamenii mai deștepți. Și eu fac apel pe această cale către mediul de afaceri. Noi avem oameni extraordinari, încă mai rămas, care în pofidă, nu datorită că guvernul face anumite modificări și anumite condiții mediului de afaceri, dar în pofidă la tot ce fac tâmpiții ăștia, ei fac activități economice. Eu mă adresez pe această cale către mediul de afaceri. Haideți să facem o masă rotundă. Haideți să ne gândim împreună cum creăm locuri de muncă, cum anulăm o serie de acte. Ăștia care povestesc despre birocrație și despre digitalizare. Vreți să mergeți cu mine într-o instanță de judecată să vedeți digitalizarea lui Alaiba? Între oricare instanță de judecată și acolo te întâlnești un paznic cu un registru. Unde v-a dus? Parcă l-a interesat, acum toți filmează. Pentru ce aveți registre? Cum te cheamă? Vasile, eu întârz acolo. În și birou. Stai că nu-ți dau voie. Și acolo este. Stai că nu-ți dau voie. Dar la și judecător. Băi, nu mai țin minte. În birou 414.
Asta e digitalizare? Asta e digitalizare? Domnul... Nu, dar de sistemul economic. Iată, eu merg pe rând. Ați vorbit de bani. Asta. Bursa, să o conectăm cu românească. Bursa și banii de mult se conectați cu România și cu Europa. 93% din sistemul financiar nu aparține moldovenilor. Mai departe ce vă spun. Unicul segment aducător de profit la noi sunt băncile. Și asta e o crimă împotriva economiei. Dacă sistemul bancar are supra profituri uriașe, anul ăsta se spune, eu aștept raportul, poate e publicat, poate nu e publicat. Dar din speculațiile și discuțiile cu banchierii, anul ăsta, supra profitul, nu rulaj, supra profit, profitul băncilor, banii curați, impozitați, îți de 11 miliarde de lei. Mai vreți ceva? Anul trecut a fost 6 miliarde. Anul ăsta e dublu. Apoi e ca banii ăștia spompați din economia reală. Ăștia creditele uriașe, ăstea sunt diferite taxe, diferite forme de a scoate bani din economie. E ca banii ăștia, am 11 miliarde, spuneți-vă, vă rog, și se duc. E ca 11 miliarde, am întrebat pe Alaiba. Unde se duc ăștia profitul băncilor, 11 miliarde? Unde se duc? În care economie? În ce sector? În ce sector se duc? Știți ce spun banchierii? O să facem noi de la 90 încoace, atâtea lichidități în sectorul bancar n-am avut niciodată. Eu aș vrea să vorbească presa cu dânșii. Lichidități. Asta înseamnă că au atâția bani și nimeni nu se solicită. Credite nu se duc. Credite, nimeni nu ia credite. Dar economia se dezvoltă când există siguranță. Omul se duce să iei credit, să dezvolte o activitate pentru că știi că o să... Dar iese Alexandru Musteață de la SIS și spune ei catastrofă, e război hibrid, se începe războiul. Cine să iei credit, mă? Cine își asumă credit pe 10 ani, pe 20 de ani, la 22% dacă ăsta spune că se începe catastrofă? Eu, când vă spun, de o parte iese un șef mare de la SIS sau de la Procuratură sau de la Ministerul de Interne și bagă sperietori uriașe, pe partea aceea iese ministru spune, noi ne dezvoltăm economic, la noi crește. Nu, măi băieței, banii o fac doar sectorul bancar. Al doilea sector e consumul. Uitați-vă la ce s-a dezvoltat la noi. S-a dezvoltat sectorul bancar care nu ia moldovenilor, și pe procente uriașe, și eu aici am venit de 10 ori și ați venit la 11 oară cu propunere, ca pe modelul italian, supra-profitul băncilor, și-o mai spus-o și unul din oligarhii fugari, supra-profitul să fie impozitat cu 80%. Așele 6 miliarde care anul ăsta vin în sectorul, în profitul băncilor, să fie impozitate și aduse în sectorul real. Să dăi la fermieri să lucreze, să dăi la economie cu credite de 5%, cu 3%. Dați-mă la oameni bani să lucreze. Dacă asta e propunerea noastră. Nu face nimeni asta de taie gâtul. Nu, dar păi, e posibil, dar dacă sectorul nu e a tău, tu nu controlezi nimic. Al doilea, care e consumul. Acele 2 miliarde de euro care vin din diasporă și care tot sunt scădere, se duc în consum. Se duc la Liniela, se duc la Kaufland, la Activa și tot ies profitul lor care are 8 miliarde, 7 miliarde. Uitați-vă la cele mai mari companii. 7, 8 miliarde cât au și profitul lor de 1 miliard, 2 miliarde, știți unde se duc? Duc psihotare în offshore. Aici se duc în offshore, așa se duc în offshore. Dar banii care vin în economia reală, în loc să aducem, să cumpărăm deci producția noastră autohtonă să fie cumpărată. Ca să rămână o parte din bani în economia noastră. Nu, pe a noștri, îi gâtui pe cei cu brânză, îi gâtui pe cei cu patlajele, îi gâtui pe cei cu pepini, îi gâtui și aduci producții de import, banii se duc în import și noi finanțăm economia Poloniei, economia Ucrainei, economia cui vrei, numai nu economia noastră. Și că acele 2 miliarde transformate în 40 miliarde de lei care vin din diasporă se duc în economie de consum, magazine, biciclete și mai avem nevoie de consum, în sectorul bancar, pentru că ăștia scot profituri uriașe. Eu numai, aici am vorbit de sectorul bancar, dar sectorul non-bancar, de care am vorbit despre ăstea cu microfinanțare, acolo am înțeles că anul ăsta sunt în jur de 14 miliarde linia de creditare, nici băncile n-au așa linii de creditare, numai dacă înșechi, da, 13,9. Dar la dâșii, cel mai mic, la cel daie, dobândă anuală efectivă, dacă băncile mai au un respect și o reglementare de la Banca Națională, de 8, 9, 10%, 11%, dar pentru fermieri am văzut că e 22%, dar la microfinanțări, de la 30 în sus. 36, 40, 50, 58, 60, 72, am 120, am contract pe masă de 120%, microfinanțarea. Și când înșechi, cauți cine stă în spatele la companiile microfinanțare, îi găsești, nici nu trebuie să duci departe. La al doilea nivel deja sunt deputați din Parlamentul actual. Consilierii deputaților din actualul Parlament. Și vă dau și un nume, numai ca să mă târ iar pe instanță. Oamenii ăștia fac bani prin intermediul sistemului financiar. Scot ultimii bani din moldoveni și n-are de gând nimeni să investească, domnule Gunța. Știți de ce? O parte din economia reală care mai mișca se numește domeniul de construcții. Știți câte apartamente au cumpărat moldovenii în România? 70.000 de apartamente. Asta o spun experții. Ăștia-s banii care au plecat, au emigrat în România. Acolo se duc.
investițiile. Pentru că acolo este siguranță, stabilitate, NATO, UE, acolo nu o să vină nimeni să ție apartamentul. Iată unde se duc investițiile. Și o parte din cei care aveau mulți angajați, mulți angajați în domeniul construcțiilor, o luat angajați din și o dus în România și o angajat la companiile lor din România. De atâta mult din activitate economică, de antreprenorii noștri se mută în România. Eu sper să ajung la unul din băieții, Ion, de la Șoldănești, care a deschis activitate economică cu 2 ani de zile, dacă nu greșesc, și o zic, Vasile, te rog, vină la mine să-ți arăt și dezvoltarea am în 2 ani de zile. Unicul meu regret că nu m-am dus mai mult din Moldova. Și ăsta, omul care plătea bani și era una din puținele întreprinderi care prelucra lemnul. Amul nu mai are cine să cumpere nici lemnul nostru din gospodăriile Silvici. Aproape de final, domnule Costiu, vreau să vă întreb ceva. Avem noi demarat un recensământ național al populației. Mulți au ironizat pe seama unor întrebări din acest recensământ. Vreau să vă întreb dacă v-ați uitat. Da, fiți atent ce răspundeți, pentru că presa bună și liberă ar putea să vă numească prostalan dacă o să-l criticați. Da, i-am numit prostalan și oricare care o să vorbească, deja suntem prostalani. Păi, așa e, băieți au ajuns în vârful piramidii. Eu am ajuns ca în anii, în perioada interbelică, când îmblau ăștia copiii războiului, pe drum strigau despre ultimele noutăți fierbinți. Recensământ, recensământ, referendum, recensământ. E că asta o să urmeze următoarele luni de zile. Eu am o întrebare la cei, că eu nu vreau să cad în categoria prostelanilor numiți de presa galbenă. E că lămuriți-mi pe mine. Iată, e că este recensământul vostru. Ia uitați, ia uite câte pagini de întrebări. A pentru și vouă vă trebuie 60 întrebări? Câte sunt? 61. A pentru și, cum spune Borea Țăganu, a pentru și vouă 61 de întrebări? Să vă întreb și întrebări. Ce aveți voi când am fost eu pe 7 aprilie? Între 7 și 8 aprilie. Băi, așa întrebări poți să le dai pe un dosar penal dacă e chestie de omor și întreabă unde ai fost pe 7 aprilie. Ca să stabilească tu ai stat acasă sau tu poate ești unul dintre cei care ai fost și ai făcut o crimă. Persoană, la miezul nopții, 7-8 aprilie, și eu mă uit cum ne etichea, dacă întrebăm, Doamne ferește și ne numesc. Băi, băieții, atâtea întrebări proaste, dar mai proaste nici nu există. Cineva o că asta e o leacă pentru guvernare, o leacă pentru hot să vadă când tu nu ești acasă. Câte luni nu ești acasă? 8 luni. Și ne garantează că ăsta nu o să nimerească chestionarul. Și dar Costiu, pe data asta, el presupune că mai 6 luni n-aș fi pe acasă. Trebuie văzut când iese din țară, 6 luni nu e acasă, nici să-i curățăm casa. 2. Ce număr de telefon ai? Dar telefonul meu pentru ce vă trebuie? Băi, recensământ înseamnă, Costiu, că ești acasă, da-s acasă, cine mai trebuie? Încă 2 oameni. Am înțeles. Și etnie sunteți? Români. Am înțeles. Și ai plecat. Dă-i numărul de card, dă-i numărul de telefon, dar vă păreți papuși vechi, nu vă trebuie să colectați. Și încă una, la urmă. E la urmă e foaia... Aștia care ne povestesc nouă că noi suntem prostalani. Mă întreabă. Ultimele întrebări. De etnie. Și etnie sunteți? Român. Și etnie mai aveți? Și aici la computer s-au paralizat. Și eu vreau să întreb, dar eu am avut șansa să am mai multe etnii. Băi, pot să am pașapoarte. Izraelian, român, american, am pașaport, deșeala. De acord, dar etnii. Dar tu zici, mama ai, da, dar mai ai o mamă. Nu m-am gândit la asta. Poate mai am. Poți am doi tați, dar două mame nu. Băi, voi sunteți nebuni, băi, ori le corectați, ori nu vă faceți de rușine, băi, cu etniile, cu, da câte etnii, da câte limbi, da câte... Da, și limbi vorbiți, dar e moldovenesc, dar nu e moldovenesc. Mai scurt, a doua limbă de comunicare majoritară care-i? Și azi vă 30% sau 40% spun, dar noi mai vorbim și în altă limbă acasă. Și chestionarele astea, după ce le terminați, trimiteți-i și lui Putin. Să știi care aici a avut 30% pe care trebuie să-i apere. Eu consider că chestionarele astea sunt aberante, nici nu e vorba de tâmpite, dar sunt aberante. Și cel mai grav, păi nu mă mai speriați cu amenzei. O să că dacă eu n-am să vreau să răspund, îmi pune 2500 de amendă. Uite, serios? 2500? De la 1000 la 2500. Sigur că spui 2500, că trebuie bani la buget. Pentru și bă, că eu nu vreau să vă răspund. Eu nu vă dau numărul telefonului. Și îmi puneți 2600. Eu asta întreb pentru Mâca Eliana. Și Mâca Eliana dacă n-are telefon și nu a completat chestionarul? Tăieți-i pensia, băi. Tăieți-i pensia să știe cum să răspundă la chestionare. Eu consider că băieții ăștia, eu am văzut o parte dintre dânșii, eu am vorbit cu unul din colegii mei de la Șoldănești. Nu vreau să mă duc departe, la Șoldănești.
60% dintre cei care se vor ocupa de recensământ sunt membrii Partidului Șor. Verificați, la Șoldănești, foarte ușor. 60% sunt membrii Partidului Șor. Șor, eu cred că o să aibă acces la baza de date, dacă pe tetra onoare, tot așa băieți. Eu cred că ei se împart cu Șor, cu agenda. Șor o să aibă acces la baza de date, se poate să-i sune și le spune, vrei 600 lei, vină și votează. Dar dacă vrei 1000, și la referendum votezi invers. Eu cred că băieții ăștia și fac astăzi, da, eu de acord, statul trebuie să știe câți oameni are, statul trebuie să știe câte vaci are, statul trebuie să știe câte oi are. Păi dar întreabă-mă, câte oi ai? N-am văzut nicăiurea să mă întreb de oi. Și mă, întreabă-mă de găini. Câte găini aveți în gospodărie? Ați vă puteți hrăni dacă să începe războiul? Eu înțeleg pentru ce întreg găini, cal, câți porși ai, motani, gâște. Eu înțeleg, suntem în linia frontului. Dar dacă tu mă întreg de mărimea la papuși, la mine și la vecini, și o să, dacă capul familiei o să răspundă, poate să răspundă capul familiei. Apoi, dar voi trebuie să faceți sondaj întâi înainte să întrebați cine e capul familiei. De exemplu, sunt familii, unii femeie e capul familiei. Sperăm că o să fie bine. Noi, Gheorghe, dar noi ajungem la absurd, înțelegi? Și cel mai important, că nici nu avem drept să ne manifestăm. Doamne ferești, sunt trei. Prostelanii întreabă. Da, băi, prostelanii întreabă, ni paveriși. Întrebăm și noi, că oricum n-ați ne răspundeți. În rest, totul bine? Microbuzul este? Da, l-am parcat pe el că nu ni l-a luat. Da, ce să-i faci, frate? Așa e. Când îți asumi o bătălie și ești din opoziția dură față de actuala guvernare și nu ești opoziția constructivă, opoziția acceptată de guvernare, ai 40 dosare. Eu vreau să-i întrebam pe cei care se consideră opoziție. Arătați-mi dosarele civile, penale și administrative și apoi discutăm despre cine sunteți voi. Domnule Vasile Costioc, eu vă mulțumesc tare frumos că ați fost la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. După referendum. No, până la. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.